Doamne și domnilor, iar acum știrile. Vine o fată frumoasă, o prezentatoare, o iubitoare de frumos. Este Amalia Enache. Pe Horia Brânciu îl caut. Aici îl găsesc, oare? Da. Ia să vedem. La Academie. La Academie. M-am luat după notele muzicale. Era foarte... Ce face Horia? Cântă, vorbește? Momentan ce face? Așteaptă, pregătește... În liniște? Nu pot să cred. Well, I got a woman wherever town. She's good to me. Oh, yeah. Well, I got a woman wherever town. She's good to me. Între ce și ce am de ales? Între apă plată, minerală, ceai, cafea, vin... Cafea, vin, apă... De toate. De toate, dacă eu știu că Horia va dura foarte mult, adică nu o să fie scurt, așa că cred că ne prinde și ora de băut vinul. Vreau o fetească neagră de la domeniile Cuza. Se pregătește. Mulțumesc. Haide deja, gata. Eu sunt pregătită. Everybody loves somebody sometimes. Everybody falls in love sometimes. Mamă, ce complicat. Nu e ușor să fii la Academie. Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get that's life. Vai de mine, dar ce frumoasă ești! Mulțumesc! Parcă a intrat Charlize Theron la mine! Ah, ce bine mă simt deja, Doamne! Vezi că vin în fiecare zi dacă așa e primirea. Eu ce puță! Scuze-mă, îți las să stai bună. Aici, dar aș vrea să vă uitați puțin. Aș vrea să vă uitați aici. Crezi că e o haină, dar de fapt e o dă-o jos asta. Asta e o genuță. Nu e o broșă. Păi nu-mi iau și eu. Păi da. Ajută-mi, prin. Dar dacă știam, uite, îmi puneam tocuri, dacă băi, știam că așa... Dar ce tocuri Doamne, gata, schimbă muzica. Mie îmi place. Nu, gata. Nu știu, schimbă. Dragii mei, bine ați venit la emisiunea despre cum să ne îndrăgostim mai repede. Invitata mea specială este Amalia Enache. Love me, say that you love me. Pretend that you love me. And that you need, love me, say that you love me. Me, say that you need me. Dacă îmi verificați telefoanele, Amalia îmi spune, sper că nu cântăm. Iată, a fost singurul moment acum la început, okay. Ne-a jucat, după care eu sunt acel invitat care nu cântă. Tu știi că ți-am pregătit niște partituri? tu știi că eu am făcut... Care? Niște partituri? Nu știu nicio notă muzicală. Am făcut școala la țară până în clasa 8-a și noi nu am avut profesor de muzică. Proful de sport trebuia să ne predea și muzică. Ghici dacă am făcut vreo oră de muzică în toată viața mea. Nici o oră. Eu am bătut mingea. Săritura la groapă, dacă vrei. Până acum, la 32-33 de ani, e bine, acum se vor cumula toate, iar eu sunt profesor tot de muzică. Ia asta în mână. Mulțumesc. Și apasă cele trei, ușor, pe rând. În mijloc, da? Da. Mai tare, mai... Următoarea. Parcă sunt la o mănăstire budistă. Vrei mănăstire budistă? Neapărat, că am văzut că ai niște vin, dar ok, fie. Să înțeleagă cei care se uită la... Aici, în partea asta. Aceste instrumente sunt pentru cei care n-au voce. Și în instant. Pot să fac ce vreau eu. Bine ați venit la emisiunea despre spirit, profunzime, da, și posteritate. Invitat special. Nu schimbați canalul, nu ținem tot așa. Doctor în... Da. Iar acum, după ce... Asta, l-ai acolo, pe ăsta? Da. Iar acum, doamnelor și domnilor,
după ce am făcut această deschidere, Andreea... Mai ludici fiind... Mai ludici fiind, turnăm... Ia, fii atent. Nu vrea. Uite, asta e un sunet pe care îl recunosc chiar și eu. Asta e o partitură cunoscută. Băi, Amalia a venit, da? Primăvara a sosit. Mulțumesc. Și eu ce beau? Eu ce beau? Eu? Beau și eu? A, vrea și cafea și ăsta de toate, vrea. De toate, da. Nu că i-am zis... Dar am, adu toate încoace. Am o întrebare pentru gazda acestui podcast. Mi-ai trimis un mesaj, da, să nu mănânc. Da, sper că n-ai mâncat. Facem bungee jumping? De ce să nu mănânc? Adică... De ce să nu mănânci? Da, vezi că n-am mai mâncat de ieri de pe la 6. Perfect. De frică m-am pui într-o roată ceva. Nu te pun în roată, dar eu o să beau un... Ca să ne îmbătăm de asta, ca să fie pe stomacul gol. Nu există așa ceva, nu există stomacul gol. De ce? Eu îmi pun un Domeniile Lecuza roșu, care îmi place foarte mult, iar în modul de față, rotindu-l după soare, îți spun bine ai venit. Bine te-am găsit. Și acum muzică mai veselă, trecem peste... Eu chiar beau. Deci cam așa se întâmplă la mine. Da. Se bea, da, se ascultă. Ce băieți drăguți ai aici. Cei mai drăguți. Da. Deci fii atent aici. Asta, știi piesa asta? Deci noi vom discuta sunt multe lucruri, dar printre astea și vom discuta despre tine. Înțeleg. Despre mine, bineînțeles. Piesa asta a fost o piesă extraordinară și am revăzut-o la un festival cu același tip care o cânta cu 30 și ceva de ani, cântând-o, bineînțeles, fiind puțin mai matur, da, cântând-o. Și o chestie legată de noi doi. Da. Video killed the radio star. Video killed the radio star. Da 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 da. Ți-a spus cineva că din toată muzica asta din lume cel mai mult îmi place Queen? Cel mai mult îți place Queen? Dintre toți, mi se pare că e ceva acolo divin în acea muzică. Sunt în stare să plâng pe muzică. Nu cred! Da. Nu cred așa ceva! Da, nu cred. Cred! Nu cred așa ceva! Deci asta, visul meu este ca Alma să cânte... Asta Amaliei. Oh, Alma, fiica de 7 ani. O aducem Amaliei la academie aici, ca să și nu fie ca Amalia, care nu știe o notă muzicală. Alma zice... Mama... Barabarabam... Barararararara... Nothing really matters. Gata, că m-am dus într-un cont de melancolie blegoasă. Doamne și domnilor, bine ați venit la un nou podcast. În momentul de față avem o prezentare. Hai mă! Atenție! I've got to... Așa. Deci, băi, facem podcastul sau nu? Facem... Da. Bun, prezentare. Ține pianul. Amalia Da. Amalia Enache s-a născut pe 19 iunie 1977 la Hunedoara. Așa prezentare cum s-a făcut aici, n-am primit niciodată. N-aveam să stau mult la Hunedoara, m-am dus la țară lângă Hunedoara. Lângă Hunedoara. Doar la spital, la Hunedoara. La Hunedoara, te-ai născut în Hunedoara. Da. Are 1,70 m, 53 de kilograme. I se spune sirena în spațiile intime. Și o singură... S-a spart! S-a spart! În sfârșit! În sfârșit s-a spart! Și cineva a făcut asta? S-a spart! În sfârșit! S-a spart paharul. Nu este scenariu. S-a spart paharul. Eu sunt curios unde la sirena. Asta s-a întâmplat la sirena.
Da. Deci am zis bine la început când te-am făcut... Little Mermaid. Nu, Nicole Kidman juca rolul sirenei în Aquaman. Da, mi-ai zis Charlize Theron. Da, Charlize Theron. Nu știu, mă uit la tine, tu ai ceva din toate, dragă. Așa. Deci, draga mea... De obicei, asta. De da. Da, da, și de da. Ai cunoscut-o pe Andreea? Da. Pe fata mea cea mare. Ce frumoasă este. Da, Andreea. Da, da. Ți-am zis, numai oameni necăsătorită, când am venit. Nu are copii, are ce dorință. Ce zâmbet, ce ochi. Da, da, da. Are frați. Da. Are frați. Are frați, da. Și dincolo de asta, vreau să spun că a făcut două facultăți. Da. Da, psihologia. Normal. Și unde am terminat eu la mulțumesc. Și cu două facultăți ne ajută pe noi aici. Și cu două facultăți. A venit doamna asta să spargă pe aici parele. Mai aveți un pahar? Bine. Bine băiatul acum. Beau din ăsta roșu dacă nu. Perfect. Abia am început. Deci nici n-am început să spar. Puțină perfect. Muzică lăutărească. De fapt asta se potrivește. Dar degeaba. Domnilor, bine ați venit la Amalia Enache. Adevărul iese întotdeauna la iveală, să știi. Da, dar o să ai o surpriză. Da. Asta e. Așadar, sirena apelor este chiar aici la noi. Singura dată când a lipsit de la pupitrul știrilor a fost atunci când a născut-o pe fiica sa, Alma. A avut primul sărut la 15 ani. De și... unde știe Horia aceste lucruri despre mine? Câte kilograme am? Când a fost primul sărut, de unde știi aceste lucruri? Mulțumesc. Am rugăminte. Să nu mai întrerupem prezentatorul. Eu am niște surse. Pe surse. A avut primul sărut la 15 ani și prima mare iubire la 17. Corect. Vrea să conducă motociclete încă din copilărie, iar smaraldul este piatra ei preferată. Practic, dacă vine acum cineva și te cere în căsătorie, îți spune, uite, o piatră... Nu, diamant... Am deja smaraldul. Diamant, șeful. Diamant. Nu, trebuie cu astea, cu iubirea, sufletul pereche, astea cu smaraldele se rezolvă. Până la 14... Deci asta vreau să te concentrezi. Da. Până la 14 ani și-a spălat părul cu apă de ploaie și apă din izvoarele din munții Poiana Ruscăi. Iar astăzi am întâmpinat... Nici n-aveam altceva. Da. Nu e poetic. Iar astăzi am întâmpinat-o cu un pahar de vin alb spumant care s-a spart, așa cum mi-a cerut. Al doilea. Dragii mei, trecem la al doilea. Ea este Amalia Enache. Deci vreau să spun de la bun început că tu m-ai cucerit cu apa de ploaie. Mă simt foarte... E exact vorba dar pe care... Dar vezi asta cu apă de ploaie. Ploaie e un pic... Nu. Înseamnă un pic altceva, știi? Nu. Zice apă de ploaie. Nu apă de ploaie. De ce? Da. Pentru că așa se spăla tata. Serios? Și nu, tata mi-a zis așa. Punea ligheanu. Da. Tata a trăit foarte mulți ani alături de bunica mea, alături de mama lui, în curtea Bisericii Sfântul Nicolae. Păi Brașov, Hunedoara. Exact. Sunt vecini, așa. Eram vecini, la câteva sute de kilometri. Și de fiecare dată puneam un lighean în dreptul burlanului. Ce faci? Da. Păi apa de ploaie. Da, și... Ce faci cu apa de ploaie? Și noi o strângem. Mă spăl pe cap. Normal. Și fac spăl cel mai parte. Zic, senzațional. De ce? Are niște proprietăți. Exact. Dar de fiecare dată la asta, are niște proprietăți. Și eu ca și copil... Dar tu nu te spălai cu apă de ploaie? Eu nu mă spălam deloc, că trebuie să spun pe aia dreaptă, eu n-aveam. Stăteai pe Maidan, pe acolo? Cred că, când mă uit la film, acum este cel mai curat copil din lume, la vârsta de 9 ani. Mulțumite. Eu mă tăvăleam prin nisip. Eram ca un fel de chiftea de aia care se... Chiftea, pezmet. Prin pezmet eram... O gălușcă cu prună, să zicem. Ăla. Eu eram gălușcă, nu mi se spunea gălușcă, dar arătam ca o gălușcă. Zim, cine te-a învățat asta cu... Păi era de la bunici, categoric, de acolo, de la Hunedoara, așa cum știa și tatăl tău, știam, e cea mai pură apă în condițiile în care noi beam apa dintr-o stâncă. În fața casei mele, e și acum, casei mele părintești, este o stâncă din care țâșnește apa, apă de izvor. Deci aveam deja o apă foarte pură, dar ne trebuia o apă din cer pentru spălatul ăsta și spălatul pe față, mai ales duminica înainte de biserică. Trebuia să vină apa din cer. M-ai apă din cer. Deci... Păi da. Deci o să spun, când mă duc acasă o să spun, băi, știi cu ce se spală Amalia Enache? Cu apă din cer. Da. E adevărul. Un reporter, la unul dintre interviurile tale, a întrebat... Care sunt criteriile după care alegi un bărbat? Ce-ai fi zis? Fian, ce-ai zis? Depinde și câți ani aveam.
Eu cred că într-un cuplu te alegi unul pe celălalt. Nu după vreo rețetă, ci după ce remarci la celălalt un șir de calități. Mie îmi plac bărbații interesanți cu care pot vorbi ore în șir fără să mă plictisesc. M-ai descris exact pe mine! Să-i dă... Nu, da, mulți ani mai târziu. Foarte mulți ani mai târziu ne dăm seama după, de fapt. După ani și ani. Da. Deci astăzi trebuie să fiu eu. Trebuie să-ți faci cafeaua. Îmi fac și cafeaua, da. De la bun început vreau să spun că eu sunt friendly reporter. Ce drăguț. Deci, nu mi-e frică nici de cei pot să fie agresiv. Putem să trecem prin toate rolurile. Cred că undeva pe la în anii 80 s-a făcut o piesă Don't Be Aggressive to Me. Eu o să fiu foarte agresiv, pentru că la noi, după ce te întâmpin cu vin spumant, vine prima surpriză. Doamnelor și domnilor, să batem... Încep să aflu de ce nu am avut voie să mănânc. I-am cerut să nu mănânce, pentru că acum vine prima surpriză. Ăsta este usturoi. Asta este pâine și acesta este celebrul. Asta tot ai citit, Pariser. Da. Tot ai citit și ai citit că mi-au făcut colegii surpriza asta, operatorii de curând. Am citit S-au tot. S-au dus la obor și toți vorbeam cu ei și ziceam, mă, dar niște pâine caldă cu niște pariser. Și mici ai mâncat atunci. Da, și a venit un coleg și a venit cu astea, doamne, a fost cea mai bună masă pe care am avut-o cu colegii vreodată. Deci, eu sunt colegul tău. În momentul de față, eu sunt fanul usturoi, ăsta e un usturoi. Nu. Nu cred. Nu, nu, nu. Nu. Dacă ai apă, nu. Locul unde ai copilărit, vine apa din stâncă și tu nu mănânci usturoi. A, doar cu apă din cer, atât, fără usturoi. E un șoc pentru mine, dar trec peste el și îți spun așa. Dar sare de Himalaya, adică, doamne, s-a sortat cu parizerul. Mai stăm mult de vorbă sau mâncăm? Nu, chiar te rog să ciugulești. Da. Ce se va întâmpla astăzi? Vreau să spun de la bun început că știu totul despre tine. Dar cum n-am mai făcut-o niciodată. Ca să spunem tuturor celor care ne urmăresc, acum s-au adăugat doi știriști de la niște televiziuni concurente și încă trei fani de la pe care știu eu că te iubesc. Și vreau să spun din prima clipă că acum te cunosc și mai bine decât te-am cunoscut vreodată. Lasă discuțiile noastre. Uh-huh. Acum, ăsta e momentul nostru. Dacă îmi permiți, da. O să iau și eu. Eu iau două. Felii. Vom ajunge acești influenceri, știi, toată lumea promovează creme cu sclipici, aur. Noi cred că vom ajunge acești influenceri ai parizerului. O nișă încă neexploatată. Eu m-am gândit, cum am putea să facem noi diferența? Diferența se face simțindu-te bine. Cu un parizer, când e parizer, când cu muzică bună. Marius este profesor chiareș la Academie. Pa-ra-ra-ra-ra-ra. Sper că oamenii îl văd și pe Marius, nu doar la... Marius nu trebuie să se vadă. Ba da, e o cameră pe el. Așa. A cerut el și-a luat un sacou nou. Foarte frumos sacou. Blue Moon. Pa-ra-ba-bam, stand alone. Nu mai știu mai departe că... trebuie să spun ce s-a întâmplat în copilărie... Mai dau și pe mine? Nimica, în copilărie... Eu nu mă voi opri din mâncat. Amalia. Chiar n-am mâncat de ieri. O singură felie mai mănâncă pentru că mai am o surpriză pentru tine. Dragii mei, cu... Mici. Cu pâinea. Mici, zi adevărul. Cu pâinea cu parizer în mână, vă atrag atenția că tatăl tău a insistat cu jurnalismul. Dar știi că eu n-am înțeles ce vrea de la mine. Păi era după Revoluție, aveam 12 ani la Revoluție. Așa? Și după Revoluție așa a apăruse povestea asta cu jurnalismul, îți dai seama. Eram foarte mică și la un moment dat îmi zice tatăl meu, cred că pe la 14 ani, zice, la cum vorbești tu, tu clar jurnalist sau avocat? Avocat înțelegeam, dar jurnalist, apăruseră oamenii care vindeau ziare la semafor, la colțul străzii. Jurnalul de orașul respectiv. Eu am crezut că jurnalist e ăsta care vinde ziare la semafor. Eu am crezut că jurnalul e cel care a făcut jurnalul, pentru că scrisem jurnalul, îl aducem Miop de Eliade. Așa. Zic, ăsta e, jurnalul e cu Miopul Eliade. Și am avut așa o strângere de inimă, eu care învățam foarte bine, puteam să dau la medicină, tatăl meu vrea să vând ziare la semafor. De ce vrei să dai la medicină? Pentru că, nici n-aveai foarte multe opțiuni pe vremea noastră, dacă erai dintr-o familie
cu carte, așa, te făceai profesor, cum erau toți din familia mea și din familia extinsă, medic sau inginer. Inginer e clar, nu sunt prea poetică. Și bunica mea era foarte bolnavă când eu eram mică, s-a și stins când eu aveam 8 ani și am văzut foarte multă suferință, adică eu mi-amintesc de ea când nu se mai putea ridica din pat și mă duceam să-i mai duc apă sau ceva și a fost gândul acela de copil de a salva alți bunici și am zis că asta am de făcut. Pe bunica nu mai puteam să o salvez, dar mă gândeam că voi salva alți oameni. Da, chiar mă bucură gândul acesta pentru că și eu am avut experiențele mele din copilărie, dar nu sunt eu aici important. Important este că tu ai trecut așa. Îmi place și cred că nu mai există acum. Există acum revista liceului? Nu, dar pe vremea Amaliei exista revista liceului. Anii 90. Revista liceului și acum să fii atent linia dreaptă. Revista liceului, Facultatea de Jurnalism din Timișoara, la 19 ani era la televiziunea locală. Da. Prezentatoare la 19 ani. Deci nu era umerii ăștia goi, nu erau acolo. Nu erau, aveam un taioraș, știi cum? Îmi puneam 15 ani doar cu taiorul și cu machiajul. Eram tunsă, mă tunsesem, aveam părul înainte în liceu lung, negru, bogat și atunci pentru știri m-am tuns și eu, cum se tundeau prezentatoarele. Așa. 19 ani era 1995? Da, 96. Da, exact. Și după aceea, la 22 de ani, ai venit cu CV-ul, poftit CV-ul la ProTV. Erau casete înainte. VHS ai venit. VHS, în drum spre mare, aveam 2 săptămâni de vacanță, în drum spre mare, dacă tot treceam prin București, eu mă uitam la ProTV și îmi plăcea la ProTV, doar la ProTV mă uitam. Și am zis, eu mă duc să las o casetă. Ei, în acea zi, la poartă. În acea zi, după o lună în care Mihaela Gross de la Brașov și Paula Herlo de la Arad fuseseră, ele erau corespondente ProTV, în Timișoara nu exista ProTV, ele fuseseră o lună în probe la București și se duseseră în acea zi la șeful de atunci al știrilor să-i spună că lor nu le place Bucureștiul, că ele vor înapoi, una la Brașov, una la Timișoara, că ele nu vor. Ei aveau foarte mare nevoie să mărească redacția cu reporteri, corespondenți, oameni de sticlă. Și știi, era textul ăla, sunt 10 oameni la poartă. Nu au fost 10 oameni la poartă, dar în acea zi, după ce Paula Herlo și Mihaela Gross anunțaseră că vor înapoi la Arad și la Brașov, eu am venit la poartă. Asistenta șefului a zis, chiar e o fată la poartă astăzi. Extraordinar. Și directorul știrilor a zis să urce. A fost o discuție. Cine era director atunci? Sergiu. Da. Și a zis să urce. Și după o discuție de o jumătate de oră la care mi-a dat teste de gramatică, dacă știu când se scrie fii cu 3 i, știam. Eram la literă la Timișoara, totuși, da. Chiar știam, mi-a dat teste de gramatică. L-a chemat și pe Peter Barabas, care era producătorul atunci la știri, și i-a zis, Peter, vino puțin, ce zici de fața asta? Nu de fața asta, de fața asta. M-am întors, Peter era așa, da. Și asta a fost. Am intrat în probe, sigur, am avut 2 săptămâni de probe în care să arăt ce pot. Da. M-a ajutat foarte mult Traian Băsescu și demolarea chioșcurilor. Zesea, eu nu aveam nicio sursă în București, eu nu aveam unde să stau în București, a fost ceva o nebunie. Și mie mi-au zis, vino de mâine, deci nu m-am mai dus la mare. Era primul meu concediu. Aveam serviciu acolo, nu puteam să-i anunț la serviciu că eu mă duc în probe la Timișoara, la București. Da. Trebuia să fie cumva discret, să nu-mi pierd serviciul de acolo, deci a fost o nebunie, dar am avut curajul ăsta, am venit nu de mâine, de poi mâine, nu vrei să știi pe unde am stat, deci ceva, nu știam nimic în București și nu aveam surse. Câte gazde ai schimbat? Păi asta e povestea. Dacă îți spun unde am stat, nu mă vei crede. Hai zi unde ai stat. La Muzeul Satului. La Muzeul Satului. Nu numai mai puțin. La asta de aici? Da, la Muzeul Satului este. Părinții mei nu cunoșteau pe nimeni la București decât pe cineva care lucra la Muzeul Satului. Și etnolog. Și acolo, la Muzeul Satului, nu într-o casă din aceea, dar exista o cabană de protocol, ceva unde cazau oameni, nu știu, probabil ansambluri folclorice. Îți dai seama, cine avea
voi. Și se plătea și asta a fost prima mea chirie. A fost foarte amuzant, îți dai seama, când mă mai întrebau șoferii după ce filmam, unde te lăsăm și pe tine seara? La Muzeul Satului. Unde? Că acolo... Are fata un fetiș cu niște case de... Nu, dar nimeni nu mă credea, unde, la ce blocuri. Nu, nu, chiar la Muzeul Satului. Și a fost foarte plăcut începutul meu în București. Erau 40 de grade, era august 2000. Ziua filmam demolări de chioșcuri în drumul Taberei și seara, cu tot Muzeul Satului închis, îți dai seama... Asta e. Mă plimbam printre casele alea singură, gândindu-mă, ce o să fac? O să trec proba asta la ProTV? Nu o să trec proba asta la ProTV? Cred că ți-ai făcut niște gânduri atunci. Ani. Unde e pintea să apară? Unde e mărgelatul să vină pe aici? Nici măcar eu mă simțeam ca acasă. Am copilării la țară, da, uite, și în București, tot în niște... Uite, dacă îmi spui, nu o să spun mai departe. Și Muzeul Satului te spălai cu apă de ploaie? Nu. Nu m-am gândit. Astăzi aș face asta, dar atunci nu m-am gândit la asta. Da. Extraordinar. Da. O viață simplă. Și acum aș mai întoarce muzeul. Să știi că eu aș face casa Amalie Enache. Nu știu cum să spun. Da, și eu aș face. Și din când în când, pentru găzduirea respectivă, chiar dacă ai plătit ceva bani pe vremea respectivă, și bănuiesc că erau din salariu destul de mulți, pentru că așa s-a întâmplat și la mine, din când în când, o dată pe lună, Amalie Enache vă așteaptă la Muzeul Satului ca și ghid. Ar merge. Acum merge melodia aia cu care începea Tezaur Folcloric, știi? Cu calul alb, cu... Asta e. Am crescut cu melodia asta. Da, din păcate aș fi vrut să... Nu mă așteptam să știi, ești par mai tânăr. Marius este, el practic este muzeul, da. Tezaurul Folcloric de care ziceai. Vreau să spun un singur lucru. Îmi pare rău că n-am trecut prin Muzeul Satului în perioada respectivă, numai că era, eu 7 ani de zile... Deci, eu după ce am venit în 93 în București, da, doar după vreo 3-4 ani am văzut unde este Piața Romană. Dar unde ai tu? Unde ai stat? Numai în subsoluri și mergeam tot timpul cu metrou. Nu ieșeam la suprafață. Și nu făceam... Exact ca și tine, prietenii mei au rămas back home. Adică am rupt-o cu Brașovul. Da, nu aveam pe nimeni. Pe nimeni. Pe nimeni, pe nimeni aici, dar a fost foarte, foarte bine asta. Eu am stat puțin, am stat, nu știu, vreo lună la Muzeul Satului, după care m-am mutat direct în mansarda în care locuiesc și acum. Îți dai seama, eu am crescut cu toată literatura asta interbelică și era visul meu să stau într-o mansardă în centru. Da. Nu era încă cool în anii 2000 să găsești poduri pe care să le amenajezi, să le faci. Am găsit o astfel de mansardă de la o doamnă. Am închiriat-o atunci, pe buletinul ei scria locul nașterii Paris. Și pe buletinul meu scria Augustus, dar nu o bag în seamă lucrul ăsta. Și era cineva Paris. Era cineva din vechea generație, ce pierduse casa, dar rămăsese cu podul. Mă rog, podul acela a rămas în continuare al meu. Așa că eu n-am stat în subsoluri, eu am stat direct sus, aproape de cer, că știi, eu m-am spălat cu apă din cer. Nu mi l-ai prezentat niciodată pe fratele tău mai mare cu 7 ani decât tine. Sunteți la aceeași... Cum îl cheamă pe alură? Orlando îl cheamă. Și aveți aceeași alură, așa, importantă. Soțul lui Katy Perry? Orlando Bloom? Vezi ce mică e lumea? El este acum antrenor. Nu, tatăl meu a fost. El a făcut fotbal în tinerețe, acolo, la Hunedoara. Sportar la echipa de fotbal, dar între timp nu. Între timp este în administrație, să știi. Foarte bine, dar între timp am aflat cum îți spunea ție când erai mică. Somalia. Amalia. Deci mi se... Când am zis Somalia! Da. Și făcea... Bănesc că bunica ta zicea, te rog, am Orlando, nu mai chema așa. Și taică mă, și taică. Eram atât de slabă și atât de strâmbă, încât părea că nu-mi plăcea absolut nimic de mâncare. Eu nu cred că era așa. Doamne, îți voi arăta fotografii cu mine. Nu mâncam nimic. Toți copiii au povestea asta, mâncarea din copilărie care îmi plăcea mie. Nu-mi plăcea nimic de mâncare. Caută, să vezi. Da, caută una în picioare, așa, să vezi. Eu aici eram deja prezentatoare TV. Eu aici Câți aveam aici? două... E vârsta la care am venit la București. Așa arătam când am venit la București. Aveam 20 ceva de ani. Ți se pare că aș fi fost o copiliță, dar eram deja
la finalul studiilor la jurnalista Timișoara. Stai puțin, ai ceva 12 ani? Nu, n-aveam 12 ani. 19? 20 de ani. E vârsta, așa m-am prezentat la ProTV, uite, așa m-au ales pe mine, asta e figura. Să le arăți și lor, Cică. Uite, asta e. Da. Dar nu cred că are... 23 nu, de nu, pe eu, cuvântul nu. meu, așa arătam eu în studenție, da. Atunci îmi tunsesem părul, înainte l-am avut lung în liceu. Bun, stai. Așa m-au ales, da, nu, altceva vreau să-ți spun. Asta îmi place și mai mult, da. Asta. Este bunica mea de lângă Craiova, unde îmi petreceam verile și este modelul meu, alături de mama, modelul meu absolut de femeie și de iubire pe care ți-o poate arăta, nu știu, e... Cum o chema pe ea? Tanța, Constanța. Mama e Tanța și, uite, vezi bătătura, da. Vezi casa, cum era... Da. Și vis-a-vis era stânca? Stânca la era Craiova. La noi, la în Ardeal, la Hunedoara. Asta era lângă Craiova, unde petreceam verile. Ea venea dintr-o familie cu foarte mulți frați, cred că avea 14 frați sau așa ceva. Și s-a căsătorit la această familie a bunicului, unde toți erau învățători. Și străbunicii mei au fost învățători. Aceasta e povestea. A venit colectivizarea. Le-au luat pământurile. Străbunica mea s-a aruncat în fața combinei care îi dărâma via sau ceva și, mă rog, ei fiind învățători s-au hotărât să plece în Ardeal, într-un sat în care până atunci fusese învățământ în limba maghiară, să învețe română pe copii. Și l-au luat și pe tatăl meu, care atunci avea 4 ani. Bunicii au rămas acolo în Oltenia, la viața foarte, foarte grea, dar de mamaie Tanța trebuie să știi că, dincolo că ne-a răsfățat și că a muncit pentru noi. Adică voi vă proteja oarecum. Ne proteja total, adică noi nu făceam nimic, nici nurorile ei nu făceau nimic. Maica mea și cumnată sa, profesoară de franceză, veneau la ea acolo, nu le lăsa să facă absolut nimic. Ele citeau romane, nurorile, deci îți dai seama, nu? Și zicea, nurorile mele învață. Ele și le citeau romane de dragoste. Și așa ne-a răsfățat și pe mine și pe verișoara mea. Dar pe lângă că ea făcea totul, se trezea la 5, făcea pâinea în casă, se ducea la câmp toată ziua. Seara, când noi eram adolescente, eu și verișoara mea, nu se cădea în sat să te duci singură la discotecă. Exista o discotecă, adică în bătătura altcuiva, domnul Boierescu din sat, băieții făceau... Puneau muzică, ceva. Și era o bătătură unde ziua erau găinile, toate astea și niște lemne. E, mama e Tanța, stătea cu noi pe lemnele alea și adormea, zai seama, era tristă de la 5 dimineața, adormea acolo, dar nu ne-a refuzat odată da. Să ne ducă la discotecă. De pe ce se reda muzică? Pe audio? Deci, caseta audio? Nu, magnetofoane, era mult mai de mult. Mai ții minte, da. Mai ții minte, măi, dragă Mărie. Iartă-mă, că... Mai ții minte ce se întâmpla, care era bucuria ta culinară? În copilărie? Da, de la... De acolo, la bunica din Oltenia, să zic, ce, acolo. Ce era? Păi îmi plăcea ostropelul, vezi? Avem ostropel? Sigur. Și mie mi-a plăcut astea tot timpul. Salată de vine, e ostropel. Acesta este ostropel. Voi chiar ați făcut un ostropel? Da, eu l-am făcut. Voi nu sunteți sănătoși la cap aici. Andreea m-a asistat. Mulțumesc, iubirea mea. Doamne, nu, deci nu cred așa ceva. Ce să nu crezi? Ce mi se întâmplă astăzi? Ia platul ăsta, pentru că la ostropelul ăsta o să vină un... Acesta este ostropelul. Păcat, eu aș mai fi mâncat și parizer. Da, atât de multe încât... Să știi că n-am mai mâncat ostropel de atunci. Nu cred. Eu nu am mai... Nu, păi eu dacă... Nu... Cine deci să-l mai facă plăcea ca să... mamaie Tanța? Eu sper să fie ca mamaie... Ca tătăița Brânciu. Că mă dau așa. Ia, cine l-a făcut? Eu. Delicios. Doamne. Ostropelul e chestie care... Tu n-aveai la Arad, nu? La Brașov, pardon, noi n-aveam în Ardeal așa ceva. În primul rând nu exista, nu știam cuvântul ostropel. La noi, la Brașov, și asta am discutat cu foarte multă lume, noi nu aveam ce avea altă lume. Bineînțeles că erau protejate orașele Scornicești da. Și București. Dar la Brașov,
greu ajungea ceva în schiii Brașovului, știi? Ei, eu dacă eram la țară și într-o parte și în alta, era din bătătură totul. Da. Știi că n-am stat în viața mea la o coadă. Nu niciodată. Cred, nu, uite, deja... Așa, la țară, nu, pe la țară aveam totul. Nu mai povesti asta la nimeni, pentru că lumea crede că ai fi fost, ai fi fost nomenclaturistă, gata. Păi, erai... am fost nomenclaturist acolo, la Toplița de Hunedoara. L-ai stat la coadă. Nu. Doamne, doamne. Dar am adunat fructe medicinale, dacă... plante medicinale și fructe de pădure. Bun, ai dus la școală sticle... Tot am dus. Maculatura ai dus la școală? Și ai zis, da, tot. Ai zis de fratele meu cu 7 ani mai mare. Da. Mai, mamei mele nu-i venea să creadă ce îi se întâmplă cu mine. Că am avut o de-asta, o țăcăneală de-asta de corectitudine de mică. Și am zicea să facă cum a făcut și pentru fratele meu. Și anume să găsim niște oameni care adună plantele astea medicinale și eu să-mi duc normal la școală. Și mie mi se părea ceva de nefăcut asta. De ce s-a dus... plante da? Medicinale la nu, școală. De ce să nu? De ce să cumpărăm de la niște oameni și pe alea să le duc la școală? Nu trebuie să le adun eu. Da. Despre asta e vorba în munca patriotică. Îți dai seama ce spălată pe creier eram. Și mama mea zicea, nu cred ce-i cu copilul ăsta. La câmp ai fost? N-ai fost. N-am fost, că la noi nici nu prea era cu câmpul și eu am fost într-o familie. Mie îmi spuneau, le mai duceam apă din când în când, când aveau treabă și mie îmi spuneau că eu trebuie să învăț. Că asta e tot ce am eu de făcut, n-am nimic de muncit, nici în bucătărie nu mă lăsa mama, să știi. Work, work, work. Și îmi zicea, hai, du-te de aici că o să ai alte lucruri mai bune de făcut în viață, n-ai ce să cauți în bucătărie. Eu am avut o copilărie, e adevărat protejat și eu la rândul meu, dar am stat la foarte multe cost pentru că era esențial să facem. Și da. Pe mine și pe frate mă ne punea, tu stai la lapte și tu stai la pâine. Mm-hmm. Și din când în când eram pe la 5 dimineața la cozi. Dar n-am mai făcut chestia asta de foarte multă vreme. Noi la țară n-aveam nimic în alimentară, dar nimic. Era ceva, nu înțelegeam sensul acelui magazin. Și la grădiniță, acolo la țară, ne-au dus la un dat la alimentară să ne întrebe ce se găsește într-o alimentară. Și până, noi nu eram mulți copii la țară, dar până a ajuns la mine, nu se mai găsea nimic. Și, dar nimic, nu mai aveam ce să zic. Nimic. Au zis conserve, ulei, și la mine nu. Și eu am zis, câteodată, foarte rar, se găsește și bomboane. Motiv pentru care câteodată, foarte rar, părinții mei au fost convocați să zică de ce copilul zice așa. Că se găsesc tot timpul bomboane. Da. Doar că eu nu știam. La Brașov, ți-am zis, era penurie. Eu mănânc mai mult decât tine, asta. Foarte bine faci, pentru că... Pot să mai mănânc? Da. E foarte bun. Iartă-mă, dar vreau să întreb ce s-a întâmplat de Crăciun. E o poveste care mi-a stat pe creier și ne stă în continuare pe creier vis-a-vis de copiii noștri. Ți-ai dat seama la un moment dat că nu e Moș Crăciun. Da. A fost foarte greu. Nu știu dacă pot. Acum dacă te întreb. Da. Așa cum zice și Bartoș, că mă enervează câteodată, cu Moș Crăciunul lui. Acum... Da. Acum crezi în Moș Crăciun? Da. Dacă nu crezi, nici nu vine. Dacă nu crezi, nu ți se întâmplă. Înțelegi? Alma e la vârsta la care deja copiii vorbesc și are aceste întrebări și îmi spune... Mami, unii copii spun că nu există Moș Crăciun și Dumnezeu. Așa mi le-a zis. Și am tăcut puțin să o las pe ea în continuare și mi-a zis, dar eu cred în amândoi. Pentru că dacă crezi în ei, ei chiar sunt acolo. Da. Da, bravo. Da. Exact ca și când ai o idee în căpșorul tău, dacă e o idee rea și persiști în ea, ea își va face de cap și îți va cotropi toată viața. Da. Dacă o dai la o parte, nu o să mai vină niciodată. Exact ca și când bine le atrage bine sau lucruri de genul ăsta. Tu te duceai la Colind și știu foarte bine, pentru că mi-au spus oamenii de acolo, din sat. Din sat, că primeai numai bomboane. Ei, da. Dolari? Ei, da. Euro? Nuci, mere și cel mult prăjituri, că la noi nu se face cozonac. Bun, la noi ne apropiem cu pași repezi de Crăciun. Care era colinda ta preferată? Ce cânteai tu în fața ușilor? Domn, să înălțăm, dar mai e...
acolo la Hunedoara erau niște colinde din alea foarte autentice și mie alea îmi plăceau foarte mult și cântau bărbații. Dă un exemplu. Cu, leagă, ziceau că ceva, leagă cățaua că am venit a colinda, leagă mui, nu, leagă, tan, leagă tanti cățaua, am venit a colinda. Erau mult mai de la țară. Tu spui sau venea proprietarul locului. Tu, a, tu îi spui, leagă... Da, da, noi veneam cântând și le ziceam să lege câinii că am venit a colinda. Leagă cățaua că am venit a colinda. Asta era overtura. Și asta după era. Le... Și după aia le cântam pe toate astea. Da. Nu, că și eu ce cu... vrei să cântăm? Că sunt nu, un pic înspăimântat. Vreo trei Crăciunuri încoace. Da. Îmi iau copii și merg cu bobonete la colindat. Ce frumos! Dar tehnologia, spune venim cuvântul, are negativ. Noi avem negativ. Mm. Are o boxuliță mică, tehnologia. Dar tu n-ai nevoie. Tu, adică dacă ești tu sau îi lași pe copii. Negativul. Asta-i. Trebuie să vin clinchete, trebuie să existe o bază instrumentală, trebuie să existe. Și începe cu domn să înălțăm. Și toți copiii urlă. Da, da, da. Noi sunt copii, suntem patru adulți, în genere, da, cu săbăreanul ăsta de pe Sisești, care are o pâine pe aici, și începem. Dom, 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 am venit să colindăm, dom, vrei să cânt eu? Stai așa, vezi că se auge mai jos, stai, nu, eu acum, eu te testez. Am venit să colindăm, dom, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm, când boierii nu s-a acasă, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm, dom, dom, să înălțăm. N-au plecat la vânătoare, dom, dom, să înălțăm, să vândeze căprioare, dom, dom, să înălțăm, să vândeze căprioare, dom, dom, să înălțăm. Dom, dom, să, dom, dom, să înălțăm căprioare, n-au vânat, dar nu pot singură, colindul trebuie cu toată lumea, nu așa? Păi da, eu asigur baza. Dar să vină toată lumea, că suntem la un colind. Ești tu numai muzică de Queen, atât. Am înțeles, am înțeles. Queen și cu cânepă. Da! Cum? Noi nu, suntem, nu, nu. Am primit contract de colindători. Nu. Poate anul viitor. Da. De la Vocea României. De la, nu, Amalia, nu. Cum? Să, eu știu, dar în anul viitor nu suntem pregătiți încă, da. Horia, au văzut știi Zmeura de Aur în cinematografie? Da. De ce nu faceți o Vocea României, o ediție, un fel de Zmeura de Aur? M-aș califica acolo, cred că aș fi câștiga. Băi, fii de aici. Da. Tu, dacă apeși acum pe internet, da, este Amalia Enache. Cântăreață. Absolut. Deci, lasă dar asta cine cu... Cine e? E tu, altcineva? Tu. Da. Cum? Ce? Spune-mi dacă acest copilaș cântă. Da. Da, ea cântă, dar nu așa organizat. Are cor la școală, are muzică, dar cântă. Cântă mult prin casă. Explică-mi poza asta. Păi poza asta e că ea se îmbracă prin casă în continuu, își face ținute, intră în tot felul de personaje. Știi se că joacă nu de-a. Orice copil își face ținute. Nu știu, ea face asta de mică și ăsta e jocul ei și ăsta e jocul ei și cu Lucia, vecina, prietena, care se văd în continuu, dulapurile sunt roscolite, se schimbă, sunt servitoare, prințese, așa. A, personaje? Sunt personaje. A. În continuu își creează personaje. Și aici a găsit Basca și a zis că e franțuzoaică și îmi zice, mamă, avem o baghetă? La baghet, mai aveam corect. Mai aveam doar puțin și zic, vrei să mănânci? Că nu văzusem ce face. Da. Ce nu, în loc de poșetă. Că așa sunt franțuzoaicele. Băi, îți dai seama, calma, se mă duce în Paris peste 10 ani? În loc de poșetă. Ani? Dragă, da. Eu aveam baghetă depuis longtemps. Da, depuis longtemps. Oui. Deci mi se pare... Elle est très française. Imită foarte bine, imită oameni, are o mătușă la Barcelona care este graseată și vorbește românește graseat așa și ne-a explicat ceva. Alma, despre... te rog, nu fă asta. Da, și Alma, după ce ne-am întâlnit cu ea, a început să reproducă tot ce spusese ea despre niște creme imitând-o. Pe care... Imitând-o. Zicea, și, da, și am și cremă de arnică, este în sertarul de jos. și începe așa, da, începe așa din senin. Iar acasă, din când în când, are jocurile în care ar părea că se joacă singură, dar eu știu exact tonalitățile învățătoarelor de la școală, pentru că intră în personajele. Nu cred așa ceva. Exact. Și le schimbă pe parcurs? Și le schimbă pe parcurs, da. Când e Iulia, când e Iulian și știu exact ce se vorbește
în clasă, nu intervin pentru că ea le imită. Învățătoarele știu lucrul ăsta? Nu, vor afla acum. Iată, dragile mele învățătoare, da, ale distinsei domnișoare Alma, că da, Alma vă prețuiește atât de mult încât vă imită în permanență. Exact. Și în felul ăsta îmi dau seama și de personalitățile colegilor, pentru că și pe ei îi pune în roluri. Crezi că asta cu imitarea a luat-o de la tine? Pe ce, eu stau să imit oameni? Nu, nu. Nu, dar nu. Tu ai două personaje. Uite, da, trebuie să-ți mărturisesc sincer un lucru. Eu ieri noapte nu am dormit, nici Marius, pentru că ne-am... Băi, ați avut petrecere, spuneți, adevărul. Nu. Am zis, băi, mare, fii de aici. Da. Dacă vrem să intrăm în sufletul Amaliei, noi trebuie să urmărim știrile de noapte. Vai de capul vostru, acum au intrat foarte târziu, că e Love Island. Da. Și au intrat cu o oră mai târziu. Deci, după ce s-au sărutat ea la Love Island, m-a luat după Ilie... Băi, da, nu mai aveam pe repede înainte, că nu se poate, și am așteptat să se termine Love Island cu toți tinerii aceia care studiază și citesc pe rupte. Da, da, da. Și când ai apărut cu Leonte... Da, să știi că Leonte are o voce excepțională. Îți vând nu cred. O voce excepțională, nu cred, ba da. Și cântă și la chitară. De ce nu știm? Nu știu. Eu nu știu de ce la Revelioane mă cheamă pe mine și nu pe Leonte. Tu îți dai seama că mi-ai dat, dat o idee? Da, dar tu știi cum cântă? Doamne! Perfect. Cristian Leonte, o să fii victimă, cu siguranță. Sunt Cristian Leonte! Așa, și n-ai văzut la știri. Te-am văzut la știri și dacă cumva cei care ne urmăresc văd niște cearcăne, este, iată, din pricina ta. Dar eu chiar eram la știri, adică dacă eu nu mă plâng de asta și îmi duc copilul la școală, la 7 mă trezesc, de ce vă plângeți voi telespectatorii care la 7 mă trezesc? Vreau să spun că e formidabilă, de asta spunea de personajele al mei. Tu ești de dublată. Acolo sunt prezentatoare. Acolo? Da. Și e o chestie că m-am observat. Știi că unul dintre gândurile mele este să mă fac prezentator de știri. Unul dintre așa, dacă aș fi fost prezentator de știri. De fiecare dată mă gândesc la mâini, la intonații. După o știre proastă zâmbești? Sau... Adică după toate știrile? mă întreabă lumea de ce nu zâmbesc mai mult la televizor. Păi... Între una proastă și una proastă, ce-ți faci? Da, cu ochii, stau, ceva, s-a prăbușit un autocar la Mestre spre Veneția, 20 de oameni au pierit. Doamne. Deci, practic, și tu, da, pentru că te cunosc și cu alte ocazii, tu ești flamboianta. Mai cu viață. Telespectatorii sirena nu știu. Apelor, telespectatorii nu știu asta. Deci vom păstra secret. Ceea ce, de asta mi se pare absolut normal ce face Alma, urmărindu-te pe tine, știind acum la 7 ani exact cine e mama. Și apropo de Alma, mi s-a părut senzațională povestea dinților ei, din copilărie. Deci, cei de lapte. Cei de lapte. Alma a avut parte de 2 botezuri. Da. Da? Unul... În ritul ortodox și unul... Nu. Tot la catolici. Catolici. Ambele... Unul la biserică, așa? Aici la Sfântul Iosif, în București. Bun, București. Se face frumos. Așa? Da. Și încă unul? În statuia lui Iisus din Rio de Janeiro. Există o mică capelă în interiorul statuii. Nu am știut asta. Până să citesc asta nici eu nu am știut, pentru că eu nu m-am dus... Și cum ai ajuns acolo? Eu nu m-am dus... Noi am urcat, eu cu ea și cu tatăl ei. Da, care a stat acolo. Era acolo, era în America de Sud în acea perioadă și eu am fost că tot acolo, așa, pentru că îmi luasem concediu 2 ani de la știri și am stat mai mult acolo în acea perioadă și am urcat din Rio, cel foarte cald, sus pe munte să mergem la statuie. Sus pe munte, tu cu știi, copilul. Ești de la Brașov. Sigur că da. E pe munte, deodată îți pui gecile, adică e mai frig. Conjaca și cravata. Și cu 15-20 de grade. Exact. Ei, s-a pus un vânt foarte, foarte, foarte puternic, foarte puternic, noi fiind singurii cu bebeluși. Preotul, e o foarte mică capelă acolo, unde vin preoți din toată lumea pentru rugăciuni. Și papii au fost acolo, nu știam asta.
preotul ne-a chemat pe noi înăuntru și pe încă un domn care era într-un scaun cu rotile, avea o dizabilitate, mm-hmm. pentru că era vântul ăla, se pornise un vânt chiar foarte puternic. Și cât am stat în capelă, am povestit de unde suntem și despre acest botez. Și el preotul, tot catolic, a avut această idee să mai facem și acolo, pe continentul unde era tatălui, încă o confirmare a botezului. Și a făcut o slujbă specială doar pentru noi, de confirmare a botezului în statuia lui Isus. A fost ceva foarte... E clar. Mai ales că nu eu am văzut statuia... Magic, că nu e cuvântul divin. Divin. Mai ales că am văzut statuia atât de mult încât îți dai seama că fiecare om care a văzut statuia... Am poze, să știi. Am dovadă. Dovada. Dar explică-mi cum și-a pierdut... Câți dinți de lapte și-a pierdut Alma? Nu, i-au crescut. Acolo i-au crescut, că era bebelușă. Dintele și țara. Explică-mi chestia asta. Păi primul dinte ei a ieșit în Buenos Aires, în Argentina, și următorul dinte a ieșit în Rio de Janeiro, în Brazilia, că noi umblam pe acolo, prin America de Sud, în perioada aia cu ea bebeluș, și așa a fost. În San Telmo, în cartierul vechi din Buenos Aires, unde locuiam în Buenos Aires, de fapt, pe Bulevardul Estados Unidos, adică pe Statele Unite. Por favor! Da. Spune-mă, câte țări ai fost cu Alma? Foarte mult. Nu cred așa ceva. Nu mai știu. Deci la 7 ani, cred că Alma e mult mai umblată decât mine. Păi pe noi ne-a prins pandemia în India. Copilul avea 3 ani și când s-a pornit toată nebunia aia în China, eu citeam știrile, fiind om de știri, din India și mă tot gândeam să luăm bilete, să ne întoarcem mai devreme, dar când ne-am întors în altă lume, de acolo, din India, de pe plajă, am revenit, am ajuns într-un aeroport din asta, nu mai știu, Abu Dhabi, unde aveam tranzitul, toată lumea era cu măști, toți cei din Asia, unii aveau combinezoane, cei de la pașapoarte aveau mănuși de plastic, se schimbase... Era un film artistic. Da, se schimbase toată lumea și noi eram cu copilul de 3 ani din India spre România. Dar, deci asta a fost India. Dar Alma vrea mai mult. Alma vrea în Africa. Vrea despre orice țară unde n-am fost încă, zice. Când o să mergem? În Africa își dorește cel mai mult. O să mergem. În Statele Unite vrea unde n-a fost. Pe mine m-a văzut la televizor, vreau să ajung ca nenea. De foarte mult. Nu, că ea vrea să ajungă ca niște fete. În general, nu vrea să ajungă ca nenea. Ai văzut-o că își face ținute. Da, ea face dansuri și gimnastică. Face gimnastică, face not, da, dar nu de performanță. Așa, pentru o mai bună armonie a corpului. Am înțeles. Dans face la școală. Eu cred că Alma este o norocoasă pentru că te-a găsit și pe tine o romantică plină de aventură, știi? O aventură de asta, o curioasă de a descoperi lumea. Știi? Acum n-are încotro, poate dacă ea ar fi ales să fie un bebeluș dus cu căruciorul frumos, regulamentar, în parc, la ora prânzului, înapoi acasă, dar ea a fost la carnavalul de la Rio... A fost în niște locuri. Deci, practic, la 20 de ani, când o să vină un tip la ea, baby... Te duc la carnavalul de la Rea. Stai tu liniștit, baby, am fost acolo. Eram în marsupiu când am fost la carnavalul de la Rio. Din nou o să te citez, că mie îmi face plăcere asta. Și mie îmi face plăcere, narcisismul. Cred că supremul curaj e să-ți dai voie să iubești ca în adolescență, inconștient. Da, chiar... Deci, nu doar cred. Întrebarea mea era când ai iubit ultima dată ca adolescentă. În fiecare zi. În fiecare zi. Da, știu asta. Dar nu crezi că iubirea asta de care zici de adolescent, la care mă gândesc și eu din când în când. E periculoasă asta. Da, te face total vulnerabil. Așa, și ce dacă? Te tăvălește, te face vulnerabil, te face să suferi și viața e mai dulce, așa, în comoditate, nu știu, eu, din toate episoadele astea, chiar alea sfârșite prost, dacă mă uit în urmă, tot a fost foarte bine, de fapt. Am trăit, viața e cu de toate. Nu, la un dat pot să zic, după toate episoadele pe care le-am avut, viața de-abia începe. Păi da. O să spun episodul meu, pe scurt, ca să spun punctul meu de vedere, după aceea l-aștept pe al tău. Prima dată am stat un an fără să ies la niciun eveniment, în 93 până în 94, și în 94 mi s-a spus de la departamentul de divertisment, în momentul de față e primul tău spectacol, vreau să prezinți Eurovisionul, prima selecție națională.
Și era foarte mulți ani nu m-a chemat nimeni, deci de asta nu m-am dus, că nu mă știa nimeni, nu mă invita nimeni. Eram un reporter. Cu Leonte la chitară, o să fiți un duo acolo, la Eurovision. Eu pot și să recit frumos. Deci, pentru prima dată, după un an de stat numai cu public care aplauda în platou, la Robingo, da, pe vremea respectivă, tu o să te duci cu public la sala polivalentă, ții minte și acum. Bun, și o să și cânți, că am auzit că urli pe coridoare. Eu sunt omul care urlă pe coridoare. Știu, eu chiar știu asta. Știu. Mulțumesc. Când vine Horia Brenciu la noi la știri. Mulțumesc foarte mult. Sunt doi oameni despre care știm de când s-a ridicat bariera. Tu și Cabral. Adică nu există să apară discret acolo și la un moment dat să... Erai și tu pe aici? Nu. Când vine Horia Brenciu, noi știm de la barieră. Da. Și nu numai pentru că... cânti, asta dar să nu înțeleagă... și cum vorbești cu oamenii și cum îmbrățișezi oamenii. Dar să nu se înțeleagă că nu sunt discret câteodată, nu? Am și partea mea de discreție. Mi s-a spus să cânt, pentru că de acolo am eu nebunia asta cu italianul. Vezi că o să cânti o piesă de la Eurovision alături de toate vedetele românești de muzică. Cum se numește piesa? Insieme. Și atunci... Insieme. Unite, unite, Europe. Asta era? Am stricat numele. Am zis că nu tu cânti, ci Leon te cântă. Da, așa este. Nu știu. La noi la știri cântă Cocoș. La știrile de noapte. Nu asta găina. Asta e bună, bună, asta mi-a plăcut. Ceea ce vreau să spun este că atunci când am intrat, m-a pleznit un val formidabil și atunci am înțeles pentru prima dată ce înseamnă energia publicului live, care nu e plătit să aplaude, care stă acolo urmărind cu nesați ce se întâmplă pe scenă. Ești interesant, te primesc călduros, nu ești interesant? Mie mi s-a întâmplat asta la grădiniță și am să-ți povestesc. Cum așa? Ți-ai fratele meu mai mare cu 7 ani, Orlando? Părinții erau Orlando, erau obișnuiți cu el să se ducă la serbări și să-l caute cu privirea pentru că el se ascundea în spate. Nu dorea deloc să se facă remarcat la serbări. El era cu sportul, cu fotbalul. Ei, a venit fetița, grupa mică, da? Yes. Așa, tatăl meu îmi citea poezii, știam foarte multe poezii de foarte mică. Îmi citea seara poezii, nu povești la culcare. Și am urcat pe scenă și am zis prima poezie. S'appelle comment? Cred că ziceam deja Moartea Căprioarei. Deci îți dai seama, la 4 ani, ceva de genul ăsta, Mistrețul pe cu colți de argint. Pe care o știe, pe Doinașul știe pe de rost? Seceta a ucis orice boare de vânt, soarele s-a topit și a curs pe pământ, a rămas cerul fierbinte și gol, ciuturile scot din fântână nămol, peste păduri tot mai des focuri dansează sălbatice, satanice, jocuri. Mă iau după tata, la deal, printre târșuri, și brazii mă zgârie, răi și uscați. Pornim amândoi vânătoarea de capre, vânătoarea foametei în munții Carpați. O știam pe toată, n-o să... Aplauze! Ei, imaginează-ți este public, nu-l plătesc, este public. Imaginează-ți același lucru spus de un copil de 4 ani. Bineînțeles, mamele... Cum cea mai da, altă emisie? Mamele au început să plângă și eu am simțit că sunt acolo cu mine. S-a terminat poezia, trebuia să vină următorul copil, dar mie mi-au plăcut atât de mult aplauzele, încât am zis, mi-a făcea semn educatoarea să ies. Și am zis, eu mai știu una. Și pe care mi-ai zis-o? Bine. Nu știu, am zis probabil asta, Mistrețul cu colți de argint sau ceva am zis, oricum din astea, cu plânsete, că îmi citea tatăl meu, plângeam la Moartea Căprioarei de fiecare dată când mi-o citea, o învățasem pentru că el mi-o citea seara și celelalte poezii, nu știu, îmi citea Ion Minulescu, recitam Minulescu la 4-5 ani și am zis-o și pe a doua și hai, gata, ieși. Și eu nu m-am dat jos de pe scenă. Mai știu una, dar vă rog, eu vreau să vă mai zic una. A fost, dai seama, toată lumea râdea deja, pentru că copilul nu se mai dădea jos de pe scenă. De atunci și făceai, îți doreai ceea ce astăzi se numește bis. Da, exact. Interesant. Iartă-mă, dar vreau să citesc ceva în ceea ce mi-ai spus adineori. Citesc o potențială actriță. Un om de scenă, acum nu știu neapărat că n-am... Aici nu e nici prezentatoarea de la știri, nici prezentatoarea de la evenimente. Este actrița. Modul în care ai frazat este propriu unei actrițe.
n-am mers pe calea asta, e foarte dar clar. Pe dar pe calea asta nu merg niciodată. Mi-ar fi plăcut dacă nu îmi cenzuram atât de mult personalitatea ca prezentator de știri, că asta faci ca prezentator, te conții foarte mult. De fapt, e contrariu unui actor absolut, care absolut își permite toate variațiunile unei personalități. Da, dar tu la un moment dat, după ce ai prezentat câtva timp, după ce te-ai dus la evenimente și ai dat de șuvoiul de experimente live, cu public în față. Dar să știi că și în liceu la Hunedoara, când erau foarte la modă concursurile de Miss, de pildă, eu nu am concurat niciodată la un concurs de Miss, dar le-am prezentat pe toate în liceu. Era aici ceva. Aici cred că suntem pe aceeași lungime de undă, pentru că da, și eu prezentam concursuri de Miss. Eu cred că e ceva ce se vede în copii. Dacă ai părinți, ca ai noștri, care ne-au lăsat să experimentăm aceste pasiuni. Publicul live te-a ambiționat să prezinți evenimente? Ți-a plăcut emoția? Îmi place foarte, foarte mult. Îmi place mult și la știri, dar îmi place foarte mult interacțiunea cu oamenii. Când îmi povestesc cu oamenii care au trac de vorbit în public, că îi sperie asta, eu mă gândesc la mine, mie îmi face, ca și ție, îmi face foarte mare plăcere să le întâlnesc privirile. Și uneori, cu cât sunt priviri mai sceptice în public, cu atât mă provoacă mai tare. Eu nu mă agăț, cum zice teoria de public speaking, de privirile prietenoase și zâmbitoare, ci de cei pe care îi văd că nu sunt cuceriți încă. Faptul care ne provoacă este omul care a venit la tine, e în fața ta, nu zâmbește și tu trebuie să, aici e și mai în profunzimea ta în subiectul, tu vrei să îl faci să se simtă bine. De fapt, asta da, îmi doresc așa eu. E, da, și la mine și să-l cucerești, e ca în iubire, știi? Te provoacă mai mult cel care nu e leșinat din start după tine. Aici e o discuție foarte delicată, pentru că asta discutam și cu fiica. E aici? Nu. Am plictisit-o deja. Asta pregătește următoarea surpriză. Asta discutam și cu fiica mea. Cum îți dai seama că te iubește cineva? În dragoste. În dragoste. Cum îți dai seama? Și am spus că, din punctul meu de vedere, sunt niște gesturi pe care omul îndrăgostit le face, doar tu trebuie să le citești. Eu îmi dau seama, eu cred că ajungi la iubire când omul ăla îți dă foarte mult bine și frumos. Când nu e, nu știu, cei pe care și eu i-am iubit la schimb sunt cei care nu, dincolo de divinizarea aia de la început, da, cu care mă simțeam foarte în regulă și când făceam rele, nu exista o critică, ci o înțelegere. Cumva așa, nu știu, cu unde ne întâlneam cu sufletele într-o zonă, da, de să ne facem bine unul altuia. Ai dreptate, Romai, că asta poate să fii și un prieten foarte bun. Așa e, dar la un prieten foarte bun nu există și cealaltă atracție. Am înțeles. Deja vorbim și de atracția aia care e foarte puternică, nu pot să pun degetul pe aia, e o atracție răvășitoare. Frumos spus. Uneori, adică nu, și trebuie să ne ascultăm și pe lângă suflete și corpurile, și ele ne spun ceva despre cine ne sunt. E foarte adevărat, limbajul nostru este esențial. Știi, uitându-mă în spate, și asta fac din ce în ce mai mult, revizuiesc anumite momente ale vieții mele, ce s-ar fi întâmplat dacă, de exemplu, fata aia îmi zâmbea, îmi dădea un zâmbet în plus, ce s-ar fi întâmplat dacă acea persoană m-ar fi îmbrățișat mai strâns, ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi rămas în noaptea aia la persoana respectivă, știi? Și îmi dau seama că acea noapte, acea întâlnire, acel sărut sau acea specială seară romantică mi-ar fi putut schimba viața și nu ajungeam, de exemplu, în fața ta. Da, nu știu, eu nu stau să analiz ce a fost, a fost. Mie, când mi-a spus cineva recent, am fost îndrăgostit. N-ai trecut de 50 de ani, deci nu ai. Am fost îndrăgostit de tine. Sunt sceptică la asta. Dacă ai fi fost cu adevărat îndrăgostit de tine, de mine rupeai ușa, nu exista. Nu e adevărat. Ba, este adevărat. Ba, da, ba, nu e adevărat. Ba, e adevărat. Păi, uite-te la mine. Eu am fost îndrăgostit de mai multe colegele mele, dar și ele nu știu lucrul ăsta nici acum. N-a fost, a fost așa, a fost o atracție. Eu chiar cred că atunci când ești îndrăgostit de cineva, anunți, comunici chestia asta. Ajungi cumva să încerci. Ce spui tu e atracție, ai fost atras de cineva.
și ai putut să te înfrânezi. Eu nu cred că la îndrăgosteală te mai înfrânezi. Nici de timiditate, nici de... Nu știu, e acolo, abia acolo îți pierzi mințile, nu? Apropo de atracție, așa, aș vrea să vorbim despre vedete internaționale. Așa, capitolul de... vedete internaționale. Nu am idoli, nu știu despre ce vorbești, idoli internaționali. Asta e jingle-ul de la ce? De la... E pe internațional. Da, e ProTV internațional, mă știu. Da, da, da. Bun. Eu nu mă pot mândri cu prea multe întâlniri. Ultima pe care am avut-o este... Iată fotografia. Este... Pe montaj o să pun fotografia. Ah, ok. Iată fotografia, da? Păi nu, eu sunt cu... Dar cu cine? Cu Lucifer. Ah. Cu Tom Ellis. M-am întâlnit într-un aeroport și am făcut o poză cu el. Iată fotografia. Mai vreau să îți aduci tu aminte care a fost una dintre primele tale vedete internaționale pe care ai întâlnit-o. Madalina Ghena. Zimanu. Nu mai știu exact. Dar am filmat pentru ea pentru 1 decembrie și nu, acum vorbim foarte serios. Aproximativ. Suntem 2023, 2013, 14, nu știu. Una înainte. Dar cu Madalina am avut această senzație de vedetă internațională pentru prima dată în viața mea. Am fost cu ea la un festival de film de la Roma și apoi am fost o zi și în Milano și am fost în permanență urmărite de paparații ca în filme care veneau de pe scutere, de jur împrejurul nostru, peste tot, oriunde mergeam. Și era, nu știu, când am ajuns la festivalul de film de la Roma și toată lumea striga Madalina, Madalina și erau 200 de fotografi. Da. Nu cumva strigau, ți se părea că auzeai Madalina și de fapt strigau Amalia, cei 200? Nu, dar atunci am văzut de fapt ce înseamnă. Ea nu era îndrăgostită pe vremea aia? Ea era atunci în relație cu... Butler. Butler, cu Gerard Butler. Dumnezeu, știu tot. Cu care asta a fost foarte... Te-ai întâlnit și tu! Extraordinar! Extraordinar! Păi lista se mărește, fata mea! Care, de fapt, m-am săturat de toate persoanele pe care le întâlnești în fiecare an, în fiecare... O dată... Nu știu... Ești... Deci, tu ai o listă foarte mare, dar lista ta, ca să păstrăm cronologia, începe undeva în 2007. Cu... Unde? 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 Eu să-ți aduc aminte ce ai făcut în viață. Da, da, în 2007 a fost un an foarte greu. A fost anul în care am pierdut-o pe mama mea, deci chiar nu cred că nu mai amintesc nimic altceva. În 2007 erai la Estoril. Ah, la Isturil, da. Iartă-mă, tu ești specialista în limbi străine. Da, eram la Isturil, da. Și l-ai întâlnit pe... Eu, să știi că eram la Isturil, de fapt, pentru osemintele regelui Carol. Care se repatriau în România. Și totuși l-ai întâlnit pe... Nu mai știu. Nu mai știu. Nu vine. Deci nu mai știu. Nu trebuie să întrechei aici. Nu pot să, dacă nu știi... Deci nu mai știu. Deci mie, dăm un an din viața mea și ți-l știu pe din afară. Sunt foarte, foarte... Am fost foarte impresionată de cine m-am întâlnit. Uite, zi-mi un an. 2003. Stai așa. Am plecat de la Antena 1 pe 1 martie 2003... Și în toamnă intram la Național TV, începeam o emisiune, Face Off, un alt format internațional, o cunoșteam a doua oară în anul următor pe Alice, care mi-era doar nevastă mea, care mi-era doar producător. Ții doamnei cu Alzheimer, pe cine a întâlnit în 2007? Că tu văd că nu ești... Nu cred așa ceva. Nu mai știu. E pasionata de mică. Eu să te cunosc mai bine. Că am fost la MotoGP, e altă dată. Nu știam anul. Nu, 2007. Valentino Rossi. M-am gândit la alt moment. Nu 2007. Atunci. Eu m-am gândit când ai zis Estoril. Campionul mondial Valentino Rossi în 2007. Și nu știam anul. Și ca să înțelegi, deci tu ești un fel de... Dacă... Am fost așa lângă el. Da. Deci tu ești un fel de... Tu dacă apare undeva, stai așa și nu faci nici un pas către nicio vedetă, vin vedetele la tine. Da. Așa, știi că a venit la mine, mi-a scris pe șapcă, pe ce aveam. Da, m-am gândit la alt moment. Am fost la Estoril și când s-au repatriat osemintele regelui Carol. Și mă gândeam... Vorbesc de vedete în viață. Mă gândeam atunci dacă cineva dintr-o familie regală... Nu știam anul,
Da. Să în 2007 mai... era? Deci iată, deci da, în 2007, să... da. Înainte să da, o nicio pierd pe mama mea asta. A fost momentul ăsta. Auzi, știi, telefonul meu, când uiși ceva, Horia, da, iată-mă, ce-am făcut în anul ăla, că nu mai țin de. Da. Bun, acum am aflat și de Gerard Butler, iată un nou... Gerard Butler a zis că ok reportajul pe care îl făcusem pe, cu Mădălina. A, ți-a dat și okay-ul? Mi-a dat ok-ul pe... Bă, știi, ca editor, ca, mi-a dat ok-ul pe material, cum se zice. Ca bârfă, să zic așa, ca știre, nu ca bârfă. Bârfa da. Nu este autentificată, confirmată. Ca știre, știi cu cine acum Mădălina? Da, da, sigur. Cu cine? Și mă bucur. Cu un tenismen bulgar. Îl cheamă? Dimitri. Dimitrov. Dimitrov, așa. Deci, da, da eu aici da. Sunt... Da. Observi? Observi? E pentru că da. El... Este racheta lui Dimitrov da. După ce a citit un articol despre Mădălina Ghena. Ceea ce vreau să spun este că da. Dimitrov a avut o revenire spectaculoasă. Era condus cu un set și era condus în setul 2 cu 5 la 1. Era un campionat de ăsta de 250-500 de puncte și a revenit fiind condus cu un set cu 5-1 și a revenit. Dimitrov e foarte, foarte interesant ca jucător. Să te uiți la el, e foarte și interesant, așa cum fiecare prezentator de știri are povestea lui, felul lui dacă se comporta, mm-hmm. la fel, chiar dacă toți știu că sunt aceleași lovituri, și el la fel. Și are gusturi foarte bune, să știi că eu nu am întâlnit om mai frumos pe lumea asta, adică un om care să te facă să îți pierzi respirația, cum e Mădălina când o vezi în realitate. Nu știu, dar știu o linie de bărbați români care sunt acum... N-aș spune în limbă, dar de fiecare da. Dată când Mădălina postează ceva pe Instagram, acea linie de bărbați toți se încolonează și dau câte un like în respectiv. Și eu cred că pozele nici măcar nu-i fac dreptate. Ea are și un farmec foarte puternic și asta când o întâlnești e ceva ce, de seama, e o femeie, nu puteam să-mi iau ochii. E primul om care chiar mi-a luat respirația când am întâlnit. Nu există așa ceva. Trebuie să o, da. Trebuie să o cunoaștem. Să o întâlnești. Da. Dar mergând mai departe. Știu că vrei să ajungi undeva, dar uite-am luat și eu încet, încet că avem timp. Vreau să ajung la a ajuns la Valentino Rossi. Da, deci dai seama, te iau de acolo da. Bun. Eu la Carol al doilea. Bun. După 50 de ani. Spune-mi tu cum s-a întâmplat, care a fost prima ta întâlnire cu Sebastian Stan? Ai fost în public acolo, nu? De asta ți amintești. A fost. Deci se întâmpla da. Cu... Când a fost? Acum 6 ani? 5 ani? Eu o născusem pe Alma, asta știu. Născusem pe Alma, iată 5 ani. Am o poveste cu înțărcatul, de asta țin minte. Când te-a lovit în, la coardă emoțională, a, trebuie să înțărcăm, gata, nu mai țin. Nu, dar aia a fost seara în care am înțărcat-o pe Alma. În care le-ai prezentat pe Stan acolo, incredibil. Am și povestit asta la o întâlnire cu mamele, știi că mi-amintesc perfect, da. A fost prima dată când am ieșit la un eveniment, erau le film de o cană, nu, ăsta, celălalt, tot de muncii făcută. La Procinema. Da, festivalul de film american independent. Așa. Și am avut după I, Tonya, filmul în care joacă Sebastian. Sebi. Așa? În care da, joacă Stan. Stan. E Stan. Sebi spune eu, Stan zic, am da? Avut, am avut acest talk, această discuție de o oră care a fost transmisă. El știa că o să fii tu acolo. Sigur că da. De fiecare da. Dată vede cine este anfitrionul da. Locului. Da, 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 sigur că da. Practic el sau echipa lui? Echipa lui. Știți da. de cine e Sebastian Stan? Adventures. Adventures ăla da. Cu mâna care fi da, crește da. La... Winter prietenul, Soldier. Prietenul da. lui Captain America. Da, da, da. Da? Sebastian da, Stan. Și, da, între timp este și în serialul cu despre Pamela Anderson. Cu caseta, cu are multe altele... Exact, la Pamela Anderson. Ai văzut că Pamela Anderson da. A apărut zilele trecute nefardată? Păi, na, ce cool. Nu, dar pentru prima da. Dată. Pentru prima dată n-am văzut asta. M-am uitat da. De 3 ori la poza respectivă. Foarte, foarte interesantă și este o declarație vizuală și foarte puternică. Și mie mi se pare, da. Erai numai tu cu el pe scenă, uh-huh. iar dincolo de asta, în sală, erau oameni care au venit special. Doamne, din toate țările, da. Da. Și-au luat bilete. Eu atunci am aflat că se poate întâmpla asta. Adică fanii ăștia să citească
merge Sebastian Stan în România. Acolo mă duc și eu. Și din Coreea de Sud, de exemplu. Da, din Vietnam era cineva. Nu mai vorbesc de... Adică tot niște țări astea unde nu te aștepta și... să-ți iei bilet, să te duci, doar ca să fii în sală cu el. Exact. Și o chestie importantă, și asta vis-a-vis de lumea românească, cine a pus cele mai multe întrebări atunci când le-ai dat drumul să vorbească? Oamenii care au venit de peste hotare. Exact. Pentru că ei aveau ardoarea asta de a descoperi ceva nou la Sebastian Stan. Și tu stai seama ce efort au făcut oamenii aia, să-și ia bilete, să-și ia cazare. Plus nu mai vorbesc de fanele care stăteau în fața hotelului, în permanență. Au aflat că unde e cazat și acolo au stat. La aeroport erau. Extraordinar. Da. Deci, și după ce mi-am dat seama pentru prima dată în mintea mea proastă, mi-am dat seama, zic, bă, formidabil, dacă tu inviți o persoană recunoscută universal în România, tu poți să faci din țara asta cea mai bună, poți să faci un pachet. Exact. Doriți să vizionați Gerard Butler când vine aici? Veniți la noi, uite, stă acolo, stă acolo. Să știi că fanele lui, pentru că el a sprijinit o organizație, Our Big Day Out atunci, o organizație care ia copii din orfelinate și îi duce, le oferă, de asta e Our Big Day Out, ziua noastră afară, îi duce la film, la distracție, de Crăciun, la balonul copiilor, deci îi scoate, știi, pentru copiii ăștia nu e doar să le duci un cadou, dar să petreci timp cu ei și face asta. Fanele lui s-au implicat atât de mult și au făcut ulterior o mega strângere de fonduri internațională pentru Our Big Day Out. Pentru că au venit în România și una din proiecții, Sebastian, ziua la 11, a avut o proiecție, ne întâlniserăm așadar și înainte de momentul discursului, o proiecție în care în sală, acolo la cinematograf, au fost numai copii din orfelinate. Și a venit și a făcut poze cu toată lumea, a vorbit cu toată lumea. Da, și fanele au aflat asta și au zis, facem și noi ceva. Și s-au mobilizat, au făcut un grup, au adunat fonduri din toată lumea. Pentru că inevitabil te-ai documentat despre el, ca o jurnalistă adevărată. El de la ce vârstă a plecat din România? Păi a plecat întâi, avea în jur de 7-8 ani, a plecat de la Constanța, a plecat la Viena întâi împreună cu mama lui, iar cred că pe la 12 ani a ajuns deja în Statele Unite. Eu l-am văzut la Jimmy Fallon, îți dai seama că americana lui, englezoaica americană de baltă, așa, e perfectă. Da, dar a crescut acolo, dar și când a vorbit românește, oricum i-a spus lui Jimmy Fallon ceva în românește și m-a bucurat lucrul ăsta. El vorbește perfect română, sigur că el ar vrea și mai bine, îi se pare că nu are toate nuanțele, dar... Poți să-i spui să-și iau o casă pe aici. Vorbește perfect română. Da, chiar dacă vorbea imperfect, tu tot perfect îl vedeai. Nu știu neapărat, nu. E un tip mișto. Problema l-aș fi că văzut lista, doar pentru că apare în filme. Dacă lista de tip mișto nu se termină la tine. Așa, mai zi-mi. Apoi l-am cunoscut pe Horia Brenciu. Asta știi cum? La groapa de gunoi a societății. Știi pe cine a cunoscut zilele trecute? Zilele trecute, da. Pe cine a cunoscut domnișoara Amalia? Ați ghicit. Pe domnul Păstaie, să spun așa. Este un rol care mi-a rămas mie în cap pentru că a captat, a avut parte de o empatie senzațională din partea telespectatorilor și scenariștii de la Orzela Tronilor i-au tăiat capul. Ah. Și-au dat seama despre cine este. Sean Bean. Ia cătă-l că i-ai spus numele. Da. Cum necum, bot în bot și cu ăsta. Am făcut interviu, de asemenea. Adică întotdeauna este profesional. Așa te vrea, mă. Profesional. Profesional. Totul acolo. Băi, știi că era 95 și la un dat îmi dă telefon de la departamentul divertisment. Ăștia m-au auzit să răprind televiziunea cântând și vorbind în engleză. Vrei să iei un interviu? Eu sunt prezentator de quiz show, ce să fac? Păi nu contează, mă bași cu muzică și cui? Luc Dr. Alban. Wow! Sper că ai făcut asta. Da! Doamne, da, sper că ai și cântat cu el. O noapte n-am dormit. Da. Știi, Dr. Alban? What is love? Ăsta era, doamne. Dar atâtea emoții printr-un hotel, nu știu ce. Și după ce am ieșit, mi-am dat seama, și acum retrospectiv, primind lucrurile, da o fată să intervievez, nu-mi dați și mie, o domnișoară cu care să mă... Da, Dr. Alban, uite, mi-ai anulat toată lista mea, tot CV-ul meu. Sean Bean îl interpretează pe tatăl lui Sergiu Celibidache, nu am peliculă. Da, așa este. Mi se pare acest Malkovich Celibidache, toată...
Chiar m-a sunat și pe mine, vreți să participați la filmarea cu... Aha, acolo la... La sala Palatului? Sute de oameni. Iertați-mă, da. Uite, fost, cheia. N-ai? Nu, i-am, da. Le-am dat cheile, poftiți cheile, da, de la sala Palatului, duceți-vă. Exact, da. Da. Da, și un personaj foarte greu are, am vorbit mult despre asta, îți dai seama, este vorba despre acest tată, ofițer, o figură foarte autoritară în viața dirijorului Celibidache, cu care la 18 ani a întrerupt definitiv legăturile pentru că nu i-a înțeles această pasiune. Ar fi vrut să-l vadă prim-ministru, poate chiar președintele României. Sergiu Celibidache era foarte înzestrat, da, intelectual și avea toate datele, limbi străine, era foarte, foarte educat și tatăl lui îi vedea un carier, un viitor, o carieră în politica românească și când a aflat că vrea să facă muzică, a fost ceva de neînțeles și nu și-au vorbit niciodată. După acea discuție de la 18 ani, când Sergiu Celibidache l-a anunțat că el vrea să facă muzică, a rămas așa între ei, s-au dus în mormânt cu această rană totuși, da, de a nu-și mai fi vorbit niciodată și e un rol foarte greu pentru Șombina să-mi povestea că, na, adică nu, în niciun fel nu... Sigur nu vrea să-l prezinte ca pe un personaj negativ, ci să se înțeleagă că așa erau vremurile atunci, figurile paterne erau în felul ăla, nu exista parentingul ăsta modern cu să mânghiem copiii pe cap, ce da, vrei da, tu da. Să faci. Da, da, vorbim, nu exista de, deloc. Vorbim de cu totul și cu totul alte vreme, vorbim de un politic om avea o altă amvergură. Exact, vorbim da. De o structură militară și... Sigur. Dar mi se pare o provocare să joci, să-l joci pe tatălui Sergiu Celibidache. Filmul se numește Cravata Galbenă. Aha. Și e vorba de cravata galbenă pe care i-o dăruise tatăl, dar în momentul despărțirii, separării acesteia definitivă, nu și-a luat nici măcar cravata galbenă de acasă, care a rămas. Care era o amintire puternică. Nu uita două chestiuni, vreau să spun. Faptul că tot în același timp se lansează un nou film a unui alt dirijor, Bernstein. Da. Avându-l în rolul lui Bernstein pe Tell Me Something, Girl. Wow. Pe Bradley Cooper, da. Înțelegi? Da. Deci da, da, aici e John Malkovich la... Da, da, nu. Celibidache, da. Bernstein, da. Atenție, trebuie să fi văzut întâlnirile între Maximilian Schell și Bernstein, dacă le-ați văzut. Nu. Cum e, analizează asta Sinfonia 7, Sinfonia 3, Sinfonia 5, cum le analizează vorbind. Uite cum se întâmplă, uite cum se întâmplă. Sunt niște discuții acolo formidabile pe care le-am văzut cu 30 de ani în urmă pe undeva pe la TVR. Dar dincolo de toate, vreau să spun că într-adevăr Celibidache devenea directorul filarmonicii din Berlin după al doilea război mondial. Era un lucru... Da. Stai puțin. Era Furtwängler acolo pe vremea respectivă. Erau mulți, era o competiție de orchestratori și de dirijori formidabile. De ce? Pentru că acum, vezi cum s-a dezvoltat lumea în momentul de față, unde se află muzica clasică și unde se află marile festivaluri. De la care am înțeles că nu lipsești. Nu lipsesc, că sunt fată de viață, de lume, sunt de lume. Da, da, da. N-am prins vremurile în care... Perfect, atunci... Merg și la Enescu, dar merg și la festivaluri. Merg și la Electric Castle. Bun, dacă anul ăsta ai fost la Electric Castle... Da, și fiecare an. Și prima întrebare tip concurs. Deci, anul acesta, da, la Electric Castle, zi-mi doi artiști care au participat. Asia. Tragi... Pe un... Și ascund o bagajă pe undeva sau în Asia. Ia cu tine. Cum e cu versurile? Ia cu tine și inima mea. Și ascund o bagajă pe undeva. Ia-o cu tine acolo în America sau în Brazilia. Și mai era și cu trage fusta mai jos. Bă, e fantastic. E atât de frumos. Trage fusta mai jos. Cum era, mă? Sună periculos. Dar e atât de frumos. Da, înțeleg, dar da. Asia a fost la partea nostalgică. Cine a fost? Dar nu totuși e amuzant. Nu, totuși nu, e nu, 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 n
cu orchestra filarmonică. Asta e visul oricărui. Deci, cel puțin o dată în viață, un artist, după ce se mai călește așa prin muzică și prin concerte, zice, vreau mai multe viori pe scenă. Și atunci întâlnește o filarmonică. A fost și Morciba. Ok. Cine a fost și... ăștia, headlinerii? A, nu mai știu, că n-a venit. Nu, știi nu că pot n-a să venit. Cred. Pe Ghigu n-a venit, a anunțat că nu vine. Ba, mai și, sunt, da, zi. Mai sunt, mai simt, nu mai știu. Zi, erau mai pe știu, toate astea. Mai luat, da, mai luat... Păi da, da, adică te duci acolo, ce să faci? Acolo, ce să, să mă pozez. Nu, să mă pozez cu roata, să mă... Da. Deci a fost Macklemore... Care mi-a plăcut foarte mult. Ah, ți-a adus aminte? Mult, dar nu mai știam cum îl cheamă. Iggy Pop. Iggy Pop. Ai văzut fotografiile cu Iggy Pop? Păi da, eu îl știu, eu am spus nu, să facă... Nu, dar la bustul gol da, știu, și... Da, știu toate fotografiile la bustul gol. Ce moment a fost, da. Și niște frați. Frații. Frați. Brothers. Mai înainte? Nu știu, nu mai știu. Nu mai știu cum îi cheamă. Nu pot să cred, sunt unici frați înainte. Nu e Blues Brothers, este... Erau pe toate, ăștia au fost headline. Brothers. Și înainte ce? Zi mai tare. Che. Nu mai știu. Păi continuă cuvântul. Che. Che bella cosa. Băi, lăsați-mă. Che. Mi. Chemical Brothers. Mâncala. Dar n-au venit. Ce-ai? Ce-ai, mă, că n-au venit? Erau anunțați. N-au venit Chemical Brothers și Peggy Goo. Eu de unde să știu? Păi eu n-am văzut niciodată la Electric Castle. Dar la Electric Castle ai putea eu stau să aici vii. Îmi văd de copii și de familie și nu mă duc la festivalurile voastre. Ai putea să vii măcar când cânta Asia. N-am văzut... Să știi că ei au anunțat că va cânta Asia de 1 aprilie. Și eu am fost absolut convinsă și le-am spus tuturor fanilor Electric Castle, băi, glumă de 1 aprilie, nu... N-a fost. Auzi, mă, da. Da. Tu știi, să vezi cum venea lumea. Eu stăteam acolo undeva sus și venea lumea așa puhoi, parcă venea roiul de furnici când a început să cânte Asia. Deci a fost un moment foarte bine gândit. Da. Trage fusta aș vrea, mai jos. Aș vrea și eu să fiu invitat la Electric Castle, da, să o spun pe față. Dar nu pe slotul ca să vine... Asia. Nu, ca să... Pe slotul Chemical Brothers. Ca să intre puhoiul de... Da. De... Da, mă, da. Da. Incredibil, incredibil cum ești tu cu chestiile astea. Da. Bine, trecând dincolo vezi de alte... Vezi că unii dintre artiștii internaționali confirmă că vin și anunță în ziua aia sunt bolnav pentru că și-au multe alte contracte. Deci, nu cred nu, așa tu ceva. Te-ai uitat în afișul de dinainte. Eu niciodată n-am făcut chestia asta. O singură dată păi, nu am prins la un avion la Botoșani, ți-mi minte așa. Ești un om serios. Eu nu sunt cu Electric și Matic și Never See, Bersee, Untold, Ball Told. Ți-ar plăcea foarte mult la Electric Castle. Da, eu nu am fost invitat, eu nu sunt invitat la... Probabil că am trecut de 50 de ani și probabil că de asta... Hai să pe tine nu și-ar permite să te invite ca pe mine, să, adică să te usă spectator. Pe tine te-ar chema pe scenă, de asta... Să știi că și spectator îmi doresc câteodată să fiu. Iartă-mă, dar am o întrebare. Tu ai intrat în 1996 la știrile Pro TV... 97. Nu, 2000 în București. 2000 în București. 97 la Timișoara, 2000, la televiziunea locală. Perfect. Da. 2000 până în, hai să zicem, 23 de ani sănătoși. Da. Cine ți-a fost partener în tandemul ăsta de știri până acum? Păi am început cu Mihai Codreanu. Mihai Codreanu, tipul ăla, era sport, niciodată nu l-am cunoscut cu adevărat, era un sportiv, așa cum era el. Da, era foarte înalt, și dar nu pentru că era sportiv, ci pentru că așa era, era constituția Gena lui, da. Și apoi Cristi Leonte. Eu numai sunt... cei doi? Da. Extraordinar. Eu nu schimb așa partenerii. Hai mă, te da, nu, ce facem aici? Extraordinar. Păi cum? Stella și Arșinel schimbau? Da, da, da. Nu, și adică mai dăm, mai dăm. Da. Interesant. Perfect. Pentru că tu ai niște... Cred că sunt singura, în afară de Andreea Esca, ce n-a prezentat niciodată cu Mihai Dedu, pentru că Mihai Dedu a prezentat cu toate fetele altfel, dar eu sunt singura cu care el nu a prezentat niciodată. Perfect. Eu îți dau un nume și tu îl asociezi cu un adjectiv sau ce vrei tu, cu o calitate sau abia din aștept. Contră, habar n-am. Abia aștept. Deci fii atent aici. Începem cu, debutăm așa, Neti Sandu. Lumină. Frumos. Poți să zici substantive. Luminoasă. Da, nu, frumos, da, ai zis frumos, foarte frumos ai zis. Busu. Așa, moco ceva.
Așa. Nu vreau să zic mocofan, dar ceva... Stai, cum e așa? Nu, Chocoflender era al lui Florin. Nu, da, ceva... Nu. Mococo. Mococo. Ceva... Așa. Dar nu... Burn necessities, simple burn necessities. Forget about your worries and your stress. Asta e melodia pentru Busle. Busle? Da. Busle, mamă, da. Te-a făcut Cartea Junglei. Cristian Leonte. Sobrietate și umor în același timp. Băi, interesant, mi se pare un tip... el și prezintă România Te Iubesc, nu? Da. Pentru mine este prezentatorul perfect din România. De ce? Este foarte, foarte, foarte bun. Foarte bun. Ce înseamnă bun? La bun ca ce? La noi, în situații de breaking news, înseamnă să... Un steady așa cu nervi de oțel? Da, să se întâmple ceva acum aici și el să fie capabil să vorbească, dar nu să bată câmpii. Sunt foarte mulți oameni capabili să vorbească mult, să umple da, spațiu, bravo, da. Dar el este unul care informează în tot acest timp, are un foarte mare, un background important ca jurnalist și dincolo de asta mi se pare că are acel filtru esențial în meseria noastră, acel discernământ la fiecare cuvințel pe care, acea responsabilitate cu ce scoți pe gură. Dincolo că poate. Că eu cred că mai mulți oameni pot să vorbească situații de breaking news. Dar nu despre asta e vorba, să umpli spațiu, să știi, ci să-l umpli cu greutate. Conținut știi? Sănătos, consistență. E ca, ca în muzică, e ca la voi, știi? Adică umpli scena aia, da. Cap-coadă în timpul unui concert, cu ceva valoros. Sau... Da, sau faci slalom special, da. Cu ăuri și iuri și auri. Da. Există un șapou pe care voi îl faceți de fiecare dată. Da, un editorial. Dată. Da, îl facem o zi unul, o zi celălalt. Când se dă drumul la știri, voi spuneți noi. O idee, da. O idee care... O idee a zilei, de fapt. Da. E cumva un fel de da. Din ziua aia alegem... E un fel de punct de vedere al nostru, al echipei noastre. Care se duce care... către o știre care... Uneori către mai multe. Facem un mix așa între ce e. Nu știu, uneori le spunem oamenilor, de fapt, în toată gălăgia aia despre taxe, așa, le spunem și nu uitați că e Enescu. Am înțeles. Astea. Sau nu uitați, le spunem și să nu uite că e toamnă, culorile sunt frumoase și hai să privim și asta. Adică e altfel decât ce le spunem un pic mai încolo. Vreodată, pentru că da. De dimineață am văzut că se întâmplă, chiar am fost într-o emisiune de dimineață. Da. Dar vreodată în emisiunea de seară, de la știrile de seară, a venit cineva invitat acolo lângă voi? Oh, de foarte multe ori. În trecut am prins și formatul cu invitat. Da. Foarte, n-am primit invitația, îmi pare foarte rău. Păi da, știi, noi cu analiști politic... Și ce, nu poți să-ți analizezi? Doamne și domnilor, iată, frunzele cad, omul cu septembrie luni este aici, Horia. Dar ți-a plăcut și dimineața, nu? Adică e ok și dimineața că ai fost invitat, asta zic. Acum noi dimineața, nu mai avem, da. O stare? Da. La nuit? La mer? E una din melodiile mele preferate. Chartrene. La mer? Da, cine ar fi crezut, doamnelor și domnilor, stimați telespectatori. Continuăm atributele oamenilor. Lavinia Petrea. Delicatețe. Paula Herlo. Forță feminină. Brici, Paula Herlo, brici. Brici, da, bravo. Andreea Esca. Perfecțiune. A, bă, trebuie să ai bun... Mie îmi place foarte mult de ea, cu totul. Adică nu doar că asta, toată lumea, toată țara știe că e foarte bună în ce face, dar tu ai văzut, ea e foarte mișto, ea e energie, e viață, ea intră, e, cum zic eu, de Leo în Breaking News, ea intră într-o încăpere și ți-a umplut spațiu. Știi, sunt oameni ăștia fecioară, care îți umplă... Fecioară, ei, nu cred că are legătură cu asta. Andreea Marinescu. Andreea Marinescu este... Nu mai pot să... Toate vine să zic astea cu, știi, super profi și era un pic mai mult. Îți dai seama că tu trebuie să iei niște considerente și din viața personală particulară pe care ai întâlnit-o vorbind cu el. Andreea Marinescu este nădejde. Extraordinar. Pe Andreea Marinescu o trimiți la oameni îngropați în zăpezi
a făcut asta și știi că va face impecabil, o pui acolo în studio și ai văzut, are echilibru în relație cu colegii ei, este diplomatul perfect. Mi se pare în echipa de dimineață că Andreea Marinescu este diplomatul nostru. Interesant. Mihai Dedu. Mihai Dedu este haz. Oana Andoni. Oana Andoni este cineva care nu vrea să se arate pe cât este. Am auzit Oana Andoni asta. Are un umor pe de bune. Nu poți nu să-ți imaginezi. La fel ca și Cristi Ionte. Dar Oana Andoni, toți o știm, cei din interior, da? Are, e genul ăla de replică spontană și se cenzurează foarte mult, inclusiv la podcastul ei. Nu se las, nu le arată oamenilor ce ea. Ea, în particular, este un om cu un spirit pe care nu îl bănuiești în înfățișarea aceea perfectă a ei. E replică, replică, replică. Râzi în permanență cu ea. Incredibil. Asta zic, surpriză. E spirit, Oana. Dar nu vrea să va... Se cenzurează. Nu vrea să ne arate da, totul. Da, deschiderea ei pentru podcastul pe care îl prezintă, eu cred că este pe drumul cel bun și sfârșit, mai da. Devreme sau mai târziu ne va arăta și latura asta, Oana, a ta, zâmbăreasă, șugubeasă. Și da, e un tip, știi, umorul arată un tip de inteligență. Da. Oana are asta. Deja m-ai făcut foarte curios. Corina Caragea. O ador pe Corina Caragea eu. Și ea are foarte mult umor, dar are e sharp, așa, nu știu, în română, știi? E, ea, dacă te înțeapă, te înțeapă cu puțină gheață. Cum ea cu Sissi, da. Dacă mai ții minte. Știi da. Cum a fost numărul tău, nu? Am un pic de bănuială. Prințesa, nu? Știi? Da. Deci avea un corset, cineva a venit și a băgat un arc. Datorită corsetului a mai rezistat, i-a băgat un arc în inimă. A mai rezistat și a dat corsetul, a făcut hemoragie internă și a murit. Uite, Corina are o sălbăticie frumos, în da, ea, da, da, da. Pe care doar la fica mea o mai văd, o mai sesizez așa. E ceva în ele, o amazoneală, o sălbăticie din asta. O amazoneală, de asta. O amazoneală da, din asta, foarte... Mie îmi place foarte mult. Nu. Și cu Corina râzi... De leșini. Dacă nu cumva are alte gânduri cu tine să te persecute. E de reținut. Nu trec mai departe. Ramona Păun. Ramona Păun este Penelope Cruz. Este, deci eu văd, știe de la început, eu îi zic Penelope, este, dar încă și ea se reține. Mi se pare că nu... Băi, explică-mi chestia asta. Dă un din prea plinul experienței tale. Spune-le oamenilor despre reținerea asta. Și despre mine, nu? Cred că e personajul ăla de știri și cred că și cultural în România femeia mai sovaj nu e atât de acceptată, știi? Cred că e cultural, e din familie. Sunt câteva între personalitățile României care și-au permis, nu știu, Mihaela Drădulescu, mi se pare că și-a permis să intre și într-o autenticitate de-asta în zona mai... Am înțeles. Non-conformistă. Și ultima pe lista mea de astăzi, dar nu cea din urmă, este Iulia Pârlea. Iulia Pârlea este un om foarte bun. Foarte bun. Bun... Sunt mai multe valențe. Știți, voi știți totul. Foarte bun. Dar de la mine e un bun matematician, Catherine Zeta-Jones. Este între vedete, este această vedetă care îndrăznește să apară nemachiată. Cred că ea dintre colegele mele, ea știe cât e de frumoasă. Dar dincolo de asta eu găsesc la ea un suflet din ăla super generos și bun. Și o poveste foarte interesantă de viață. E foarte interesant că, dincolo de anumite atribute care m-au surprins... Ce te-a surprins? La cine? La Oana? La Nădejde. Nădejde, știi că e exact... Da, ceva... De tine am zis? Am zis de Andreea Marinescu. Te da, Marinescu, bazezi Nădejde, pe ea în orice situație. Și Briciu la Paula. La Paula. Ai dat elemente de astea din film. Pe tine te atrage filmul, nu că te-ai întâlnit în special sau majoritatea cazurilor cu actori, dar pe tine te atrage filmul. Dar și cu regizori, să știi. N-am ajuns la lista de regizori. Zim doi regizori.
din România, care îmi plac mie foarte mult. Iartă-mă, dragă mea, dar cu tine se vorbește la scară internațională. Da, nu, zic din regizorii din România. Ia zi. Îmi place Mungiu foarte mult. Da. Radu Jude, Tudor Giurgiu. Ai fost la TIF. Și am fost și la TIF. Prezint gala de închidere de niște ani. Ah, din nou. Da. Dacă nu e la festival, e la TIF. Da. Păi, dar la Sala Palatului ai fost? Da, am fost acum câteva zile. Pentru prima dată am urcat pe scenă la Sala Palatului și am avut emoții. La Libertate? La Libertate am făcut intro la filmul lui Giurgiu, dar am simțit asta, îți dai seama, am fost la Sala Congreselor, am zis, actualmente sală de concerte de tot felul. Da, da, da. Să vedem filmul Libertate. Da. Bine, dar la mine, la vreun spectacol, ai fost vreodată? E greu. Nu. E răspunsul greu este în decembrie. Nu. Răspunsul este nu. M-a invitat? Asta vreau să știu. M-a invitat și n-am venit. Dar ce Chemical Brothers și Michael, Iggy Pop te-a invitat? Da, da, m-a zis doamna Enache. Doamna Enache. Bun, fii de aici. Am invitații. Eu în noiembrie am spectacol. Dar astea sunt invitații. E noiembrie. Mai bine că în decembrie cu sărbările copiilor. Da, dar în decembrie e altceva. Da. E o chestie pe care ai cântat-o acum 2 ani de zile. Mama. E un fragment. Mama mia. Poftim. Ce am că joc și Mama Mia. Poți să vii cu copilul. Da. Nu vor... I've been cheated by you since I don't know when. So I made up my mind, it must come to an end. Și aici e Horea Brenciu. Da. Întâi, fii atent aici. Da? Mă, îți iei tonul. Da. Experiența ta, apropo de Crina Mardare, da. Unde ai studiat tu muzică la Delmegan. Ce drăguț a fost cu mine. Da, și ți-a zis că s-ar putea să ai și voce acolo, da, trebuie să sap mai adânc. Dar sunt tot timpul foarte stresată când trebuie să cânt și atunci vreau repede. Wow, Mama mia, here I go again, mama, how can I resist you? Mama mia, does it show again? Mama, how much I missed you. Yes, I've been broken hearted. Blue since the day we parted. Why did I ever let you go? Mama mia, bam bam bam. Now I really know. Mama, I could never let you go. Mama mia. Să mă scuze telespectatorii pentru acest moment. Mă rog să... Deci eu cred că cu fiecare piesă... Da, nimeni piesă, nu-i perfect. Cu fiecare piesă... Da. Uite, mi-a rămas un sandwich din prima, mi s-a făcut foame. Te-am auzit când mi s-a făcut foame. De ce? Iubire... Așa, chiar așa rău a fost, vrea Parizer. A fost... Nu Parizer. Nu Parizer, dar o să fie interesant. Da, poți să iei ostropelul. A avut succes. Tot podcastul am stat cu usturoi în nas. Tot podcastul ăsta. Citez. Aveam 15 ani când m-am urcat prima dată pe o motocicletă. Da. Și am știut de atunci că e o senzație de libertate pe care mi-o doresc în viață. Au fost în trecut 3 ani în care am mers exclusiv cu scooterul. Da, și la serviciu, la Pro TV. Dar pe mine n-au reușit să mă prindă niciun fel de exclusivități. Conduc mașină, scooter, merg pe bicicletă, pe jos cu metroul, trenul sau avionul. E o combinație între ce mai practic și cheful de adrenalină. Deci, fata mea, eu cred că trebuie să treci la un următor nivel. Zi-mi unde mai vrei să ajungi pe lumea asta și ce mai vrei să faci. Așa un fel de... Cu balonul am fost. Balonul ai fost? Am fost. Și mi-a plăcut, mai vreau cu balonul. Am zburat cu elicopterul fără uși pentru o filmare. Ah. Și piciorul stâng ți-a tărnat. Am făcut și acrobații, tot la o filmare, cu un avion, cu un pilot. Looping-ul ai făcut? Da, da. Și ți-a fost rău? Nu. În schimb, mi-e rău în Disneyland. Da. Când ai fost calma, ți-a fost rău. Și mi-e rău și dacă mă dau un leagă în parc. Am un rău din ăsta de mișcare destul de dubios. Dar când de adrenalină... Păi motion sickness am și eu. Da? Este motivul pentru care nici eu, nici tu... Nu când se vor da bilete pe lună, vom rămâne aici. Clar, dar ce bine. N-am niciun interes pentru lună. Îmi place să o privesc de aici. La toate lucrurile pe... Cum o să fim noi sub clar de lună dacă ne ducem pe lună? Debussy, hai! Știm un light breakfast? Îmi plăceau, știi? Tu știi? Sunt o trupă românească foarte... Nu, cântă. Cântă, dar nu știu, dacă nu știe el, nu știu. Punem pe YouTube. Avem și noi hibele noastre, zi. Da, nu știu să cânt așa. Scuze-mă. Da. Cum?
O trupă, o trupă română. Asta, da, între noi fie vorba. Apropo s-au de mutat din România, toată vulnerabilitatea ta în dragoste, apropo de toate elementele astea care înconjoară o relație, tu trebuie să cunoști mii de bucăți muzicale de dragoste. Păi le cunosc, dar nu pot să le reproduc. Adică zim o piesă de dragoste. Care, uite, când terminăm podcastul, te duce mașina și dai play. Eu de fiecare dată nu irosesc spațiul din mașină. Îl folosesc la maximum. Mă gândesc la ce stare am, cu ce s-ar potrivi starea mea. Și apăs. Salam! Da. Asta. Am glumit. Balivijelie. Balivijelie, pac, apăs imediat. Da. Cu ce se potrivește acum starea ta plină de amintiri? De la Ostropel, la bunica, la Alma, care este ca un spiriduș. Sunt foarte mult Harry Styles în ultima vreme, așa. Dar știi că... Da. S-a dus la Howard Stern, da. Harry Styles, și ce crezi ce piesă a cântat? Ia, yeah. Nu știe. Da, Sledgehammer! I-a cântat lui Peter Gabriel piesa. Îți place de el? E o voce interesantă, nu? Sigur că da, foarte, da. Foarte bună. E o voce are foarte înalte bună, da. Are un ambitus sănătos. Mi se pare că la ăștia tineri așa e, sună într-un fel muzica, da. Lui. Mâine, poimine, o să-mi spui, ghici că i-am luat interviu. Ai ghicit, Harry Styles. Cranberries... R.E.M. Doors. Tun, 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 tun. Da. A, genul ăla de dragoste. Leonard Cohen, Forever. Da, da. Ai văzut documentarul despre el? Nu, ai văzut la concertul lui? Da, am fost de două ori. El a venit de mai multe ori în România. Am fost de fiecare dată, da. De ce nu am întâlnit acolo la concerte? Păi, eu nu știu, eram toți cu ochii pe scenă, vedeam ce se întâmplă acolo. Aia, genul ăla, uite, dragoste acolo, poezie, ce versuri, ce muzică, da. O să-mi pun Dance Me to the End of Love, când plec de la tine. Dance to the End of Love. Știi că Leonard Cohen este stilul de artist care, deși are o întindere, ambitul să-i spune, întinderea voce foarte mică, și a creat o muzică specială pentru vocea, da. O matriță de asta, da. Vocală foarte interesantă și pe care o urmărești. Și Chrissie Ria e la fel. Da. Leonard Cohen e în primul rând un mare scriitor, așa mi se pare că a fost versul după aia muzica la el. La Hope and Homes for Children Romania. Sper că am pronunțat bine. Very well. Sebastian, e bine cum am pronunțat? Very, very well. Dai lecții de you motociclism? No. Nu mi-au fost solicitate, da? Dar cu siguranță că unii dintre copii ar dori foarte mult să... Uite, o idee foarte bună să facem asta. Da, mulțumesc. Eu aici sunt doar pentru... Nu, pentru... la Hope and Home sunt ambasador. Asta înseamnă că duc mesajul copiilor vulnerabili cât de mult pot eu mai departe. Sunt multe lucruri de făcut. Mesajul e acum ceva, nu cineva. Fiecare copil, ca noi, fiecare om, avem nevoie în primul rând de cineva. Știi întrebarea asta? Ai nevoie de ceva când ți-e greu? Și de fapt, cu adevărat, când ne e greu, și nu numai, avem nevoie de cineva. Asta e ceea ce încerc. Când ai spun. Simțit că ai nevoie de cineva ultima dată? Mereu. Eu mereu am nevoie. Eu sunt am mereu nevoie de cineva, de nădejde în viața mea, de cineva. Eu am impresia că tu ești foarte artistă. Și eu am impresia asta, dar nu știu, ai văzut, vocea și... nu mă ajută. Dacă aveam voce, nu mă dădeai jos de pe scenă. Dar impresia o am și eu, știi cum? Da, e foarte interesant, da. Cum... Înțeleg... Încerc să te intuiesc cât uși de puțin și îmi dau seama că tu ești partea zglobie dintr-o relație și îți trebuie neapărat un fel de sprijin care, dacă amândoi ar fi nebuni, atunci n-are... Nu, să știi că am ales cine mai nebun ca mine. Nu știu despre ce vorbești, dar de o atracție deosebită am înspre nebuni. Perfect. Dar tu, e o chestie pe care am aflat-o despre tine și vreau să mă spui. Eu am un prieten, da. Care a avut o operație pe care ai făcut-o și tu. Colecist. Sau cezariana, nu știu. Nu, bărbatul respectiv încă nu a făcut... Păi de asta, eu două operații. Practic și-a scos, da. Și el bila. Da. El
din nefericire, el acum, el este într-o creștere profundă a kilogramelor. De ce? Și nu n-are știu, legătură, probabil că n-are legătură. N-are legătură. El a oprit și fumatul și a oprit toate chestiile astea. Da. Și e, vreau să spun că tu, nu numai că ești scoată din țiplă, dar trebuie să-mi spui care sunt secretele astea. Mi-a zis cineva că poți să fiu imaginea colecistită în România, pentru că dar mi-a zis, tu poți să fii în România, nu doar ambasador Hope Homes, dar așa, imaginea acestei operații, pentru nu că cred după operații... Cum să-ți spun așa? Sunt imaginea colecistectomiei în România. Da, da, da. Vrei să scoți bila? Nicio problemă. Nicio problemă. Păi eu a doua zi, eu am plecat din spital după două... Dar asta e de la... Știi, cap și însemnând de la... m-am operat la 8, a doua zi la 10 am plecat din spital cu mașina mea acasă. Tu-ți faci, pentru fizicul ăsta de sirenă, tu-ți faci niște chestii speciale, ai acasă o cameră amenajată plină de instrumente de tortură, de sport, de gimnastică? Doamne, despre ceva. Merg foarte mult pe jos. Ce înseamnă merg? Merg pe jos mult. Duc copilul. Adică nu folosesc mașina. Bun, uite-te pe kilometri. Ieri, de exemplu, câți pași ai făcut? Nu am din ăsta, dar foarte mult. Ai. Îmi duc copilul la școală, dacă știi, te rog. E o chestie inimă care bate acolo și cred că aia, nu? Te rog, vezi dacă am. Nu, aia spașii? Mai și suna cineva. Te rog. Și cum să faci? Toate aplicațiile. Doar cu ceas. Trebuie să ai, da. Nu trebuie să ai ceas. Da. Nu, pe health. Cum ai zis? Health. Da. Uite, dă-l celor tineri. Iubirea mea, vezi dacă are pași. Are sigur pași. Uite, astăzi pare că a făcut 3.000 de pași deja. Păi, fata mea, ai făcut 3.000 de pași? Am venit la 11 la tine. Tu ce faci? Te trezești și faci în jurul patului? Da, am câine, am copil și copilul meu, eu nu-mi duc copilul la școală cu mașina. Dar la câți kilometri... Nu știu un kilometri, dar facem 15-20 de minute. Aha. Pe jos, traversăm parcul Cismigiu, e timpul nostru. O iau pe jos, mergem pe jos. Singurul moment în care folosesc mașina este la distanțe, uite, nu voiam să întârzi la tine, dar ai văzut, și spuneam și adevărat, iau autobuzul, iau în centru, iau metroul și până acolo mergi pe... Face ID. Mulțumesc că m-ai ajutat, știi? De ce ai zero... Nu, dăm... Vreau să văd de ieri. Și dau așa încolo? Apeși pe steps acolo. Apare pe steps. Uite aici. Ia vezi, mai jos. Vezi că ieri am dormit, că am petrecut o seară înainte, deci n-am avut când să merg. Cu ce ai petrecut? Înseamnă că te-ai distrat pe lângă masă. Este că nu am. Libertate. Deci asta e, deci ieri a fost... Aici la steps. 8.000 au fost. Și dăm pe... zile. 8.000. Ieri nu se pun, că ieri am dormit pe la prânz. 7.000. 9.000. 9.000. Face mișcare. Da. În aer liber. Mulțumesc. Nici nu știam asta. Eu nu mă verific. Nici o problemă. Așa. Poți să afli totul. Merg pe jos. Asta fac. Adică nu folosesc mașina decât noaptea, când mă întorc foarte târziu de la serviciu. Și mănânc porții micuțe. Mai avem o porție micuță? Mănânc orice, dar nu termin din farfurie. Nu ling farfurie. Nu ling farfuria? Nu cred că se va întâmpla acum așa ceva. Eu pentru deja că sunt în cele sătulă. Ce urmează vine chiar acum. Papanaș! Măi, dar totuși știi despre mine, ești înspăimântător, adică... E prima dată când mă simt flatat, când o domnișoară frumoasă și drăguță îmi spune, ești înspăimântător. Iubire, da. Să nu crezi bărbații care... Să-mi păstrez felia aia cu bine, te las să vorbești tu, să cânti, să... Perfect. Iar acum, în timp ce... Amalia își va devora papanașii, eu vă voi cânta un început din piesa La Mer. Nu-i de Chartrone, ci e La Mer de făcută pentru peștișorul ăia, pentru Nemo, nu? A cântat-o Robbie Williams. Somewhere One. Bună seara, doamnă ștomilor. Bine ați venit. Este podcastul în care Amalia Enache... De câte ori te-a confundat lumea cu Năstase? Da, și invers, noi ne trimitem în permanență una celeilalte, pe unde am mai fost. Au și tagurile de pe Insta. Da, cel mai drăguț a fost când totuși pe adresa ei de acasă a primit un pachet pentru Amalia Enache.
Și am zis, zic, de la cine e? Era o invitație la un maraton. Și a zis, nu, clar m-am gândit, clar, știa Amalia Enache, nu era pentru mine. Draga Amalia Năstase, vezi că vei primi niște pachete cu fundiță roșie de la Sebastian Stan sau Sean Bean. Sau mai știu eu, Valentino un actor ăsta șmecher, da, cu multe blockbuster la activ. Te rog frumos, nu desface. E pentru Amalia Enache. Mulțumesc frumos. Dar știi că ne confundă numărul de copii. Ea are 3, e 1 și din când în când a născut din nou Amalia Năstase. Da. E o mare familie. Somewhere beyond the sea, somewhere eating for me. If I could fly like birds on high, then straight to your arms I'll go sailing. O să gândim asta la sala aparatului? Da, vin. Frumos, nu? Doamne. Te rog, dacă promiți? Voi cânta, da, Beyond the Sea la sala aparatului, vin. Este pentru că Amalia Enache, nu Năstase, dar poate și Năstase, dar Amalia Enache este acolo. Alo, Amelie, nu Amelie. Da. Știi că mi se spune așa, da? Amelie? Cei mai mulți oameni. Când Orlando te-a chemat când erai tânără, Amalia Somalia, deci pentru mine a fost... Cum mă s-a gândit la Somalia? Tu îți dai seama ce proastă imagine de Somalia? Așa eram, subnutrită. Cu Beyond the Sea și cu acești papanași începem întrebările. Ești mândru de introdus, da? Da, mersi. Sushi sau slănină? Sushi. Fii atent aici, o întrebare foarte grea și cred că o să fii mai emoționată când o să... Eu o să mănânc... Asta e smântână, nu? Da. Cu gem de... fructe de pădure. Care e transmisia TV care ți-a rămas în suflet? Nunta lui William cu Kate la Londra, pentru că eram reporter și am văzut. Erau 1.000.000 de oameni pe străzi și am avut această revelație de locul meu în lume, între lumi. Deci, practicabilele astea pe care stau jurnaliștii sunt între. Pe de o parte era lumea asta din care fac parte foarte puțin, de fapt, asta a prințeselor, a regilor, știi, care fac parte a ceremoniei. Și muritorii de rând. În partea cealaltă erau toți ceilalți, care erau 1.000.000 de oameni. Și noi eram așezați foarte simbolic la mijloc, între ei. Și a fost foarte metaforic așa pentru mine și ăla e locul în care m-am așezat în viața asta. Știi că urmărind Crown... Mi-am dat seama cât de mult își dorește unul din palat, din Buckingham de acolo, să se ducă la o crâșmă undeva în Londra, să comande un pine, un lager, să bea acolo și după aceea să stea așa de vorbă cu băieții. Practic niciunul dintre ei nu poate să facă chestia asta. Dar știi că am fost aplaudată ca o prințesă atunci? Am avut privilegiul, trăia regele Mihai și nu foarte... Mulți jurnaliști din lume erau primiți de către casele regale în hotelurile în care erau cazați monarhii. Regele Mihai a făcut asta pentru echipa ProTV și am fost să iau un interviu exact înainte să plece alaiul către nuntă. Deja fanii erau adunați în fața hotelului și când am ieșit împreună cu operatorul, cei care așteptau să iasă prințesele, diademele, au crezut că gata, s-au deschis ușile, iese cineva și am ieșit eu și toată lumea aplauda. Nu. Sunt... Ce rochi avea? Aveam un costum alb foarte... Fără umeri. Nu, am zis la întâlnire cu regele Mihai, la interviu cu regele Mihai eram mai mult decât corect îmbrăcat, așa cum se cuvine. Penthouse la New York sau vilă în Caraibe? Penthouse la New York. Forever. Bun, și acum mergem o parte și o altă. Care este live-ul care ți-a scos cei mai mulți peri albi? Sunt multe. Nu cred. Sunt foarte multe. Una în care se întâmplă lucruri pe care nu le-ai anticipat și se dă tot ce ai pregătit peste cap. Păi să zici, mama e de viață și de meserie și nu știu ce. A fost foarte greu. Atunci când eram la Cotroceni, când Traian Băsescu a anunțat tăierea cu 25% a salariilor,
Și eu eram omul de acolo, de pe teren. Sigur că discursul președintelui era, nu știu, de 25 de minute și eu trebuia să sintetizez toate informațiile foarte grele, dar mi-amintesc așa cu pere alb, că de fapt am rămas cu un număr înțepenit. Eram în poziția, știi, foarte încordată și era și frig afară, cu microfon, așa, am stat tensionată. În platou erau Andreesca cu Cristian Tudor Popescu, aha, care și ei vorbeau foarte mult și tot așteptam intrările mele să intru, mă întrebau lucruri, așa, era o pasă, eram foarte atentă la ei. Cert este că am stat așa, nu știu, toate știrile 45 de minute și după aia două săptămâni am putut să stau numai poziția asta. Mi-a rămas umărul așa. Da, înțeleg, deci nu puteam să mai mișc, să mai... Așa, asta era singura poziție în care nu mă durea. Dar au fost foarte multe. Cred totuși că cele mai grele emoțional pentru mine au fost din studio, breaking news-urile, când la începutul pandemiei, când se anunțau măsurile alea de urgență, venea comitetul ăla care citea niște lucruri pe care cu greu le înțelegeau oamenii, dar eu trebuia să fac traducerea, să fie pe înțelesul tuturor, să înțeleagă oamenii cât de mult li se va schimba viața și cumva conștientizam pe loc ce înseamnă asta, să închizu, să... să-i încurajă să stea în casă, să nu mai ai voie, să ieși pe stradă cu declarații. Aveam 12 ani la Revoluție. Și cumva toată atmosfera asta de frică, noi atunci nu știam despre virus foarte multe. Era normal, toată lumea se temea și autoritățile și noi era frica aia, în primul rând, pentru copiii noștri, pentru viețile noastre, nu voiam să lăsăm orfane, adică frica era foarte mare. Acum, după 3 ani, vorbim ușor despre asta. Dar atunci se întâmplau toate astea în timp real. Țin minte că anunța că o să iasă comitetul ăsta de urgență, nu știu, la 8, eu stăteam, ieșea Andreea din platou, mă așezam acolo pe scaun și odată a ieșit, nu știu, la 11, deci am stat toate orele alea la cameră, în așteptare, nu știam ce o să anunțe, ce măsuri vin în plus, cum se vor schimba viețile oamenilor și eram foarte concentrată și cu foarte mare responsabilitate. Mă gândeam, oamenii erau deja acasă, eu eram dintre puținii, noi, cine ieșeam? Jurnaliștii, pompierii, noi ieșeam din casă, restul stăteau acasă și așteptau veștile astea. Știi, s-au întors 1 milion de telespectatori care părăsiseră televizoarele în perioada aia, înapoi la televizor să-și ia informația. Și să știi că pentru omul de acolo care dă vestea asta, la fel a fost și momentul în care am anunțat că a început războiul în Ucraina. Mm-hmm. Uite, s-a întâmplat dimineața pe tura, Andrei Marinescu mă întrebai de aia și a făcut o emisie absolut excepțională, înțelegând cum ești, totuși ca omul care le anunță tuturor așa ceva. E... Și omul care le primește. Da, să știi că e... Simți foarte adânc în tine, în suflet, ce vești le dai de fapt oamenilor. Mai ales astea care le schimbă viețile în felul acela. Îmi aduc aminte că în 2020, când s-a anunțat marea pandemie, îmi aminte că am venit din Londra unde am văzut un spectacol cu oameni care, adică auzeam ceva în Londra că s-a întâmplat cu ochii, dar era în sală toată lumea, știi că... Îmi aminte filmul ăla cu Outbreak, cu Dustin Hoffman, în care unul tușește într-o sală de cinematograf și particulele se dispersează la fiecare și le inspiră unii alții și iată cum se dezvoltă pandemia. Și țin minte că atunci era foarte relaxată lumea în Londra și când m-am întors aici a început vârtejul amețitor și Londra devenea o sweet memory, știi? Și mai un live mai simpatic despre care mi-amintesc. Făceam un live despre creșterea prețurilor la alimente la un supermarket de pe acolo, de pe lângă Proști. În timp ce eu când odată a venit o bătrânică și în timp ce eu vorbeam m-a luat... Zi și mie cât e puiul ăla, te rog. I-am zis, să știi, m-am întors, chiar dacă eram foarte tânără, am prezență de spirit, m-am întors, zis, uite, vedeți, oamenii sunt preocupați de creșterea prețurilor. Dar știi că astea sunt momentele care te detașează. Normal, mai ales în ochii producătorilor. Da. Că telespectatorii cred că toți merităm să fim acolo. Ce preferi? Știrile de la 7, de la 5 sau de la 7? De la 19. 19. Vacanța cu rulota sau cu cortul? Nici. Exclus să mă duc în așa... Nu, pe jos. Merg pe jos, dacă nici la cort, nici la rulotă. Extraordinar. Dar hotelurile ceau.
Hotel. Da. Las că o să stăm. Vreau să te invit în Amazon. Vezi că acolo pe firul Amazonului nu sunt prea multe. Aoleu, te învăț eu niște. În Brazilia cu locurile de lux stau foarte bine, să știi, și în Amazon. Cel mai bun știrist din România este? Cristian Leonte. Dar prezentatoarea de știri preferată din lume? Andreea Esca. Din lume? Da. Din lume? Din lume. Adică BBC-ul, CNN-ul dispar. Da, nu. Ah, perfect. Sunt deci, așa de, nu știu, atentă înțeles. La cineva în mod okay. special. Atunci te iau direct la sentiment. Orașul cel mai mare din țară care nu este reședință de județ este? Care nu e reședință de județ? Da. Adică nu consider. Există un singur răspuns la chestia asta, nu există mai multe. Dacă trebuie să mă gândesc un pic. Hunedoara. Ah, ce bravo! E cel mai mare da. Oraș care nu e reședință exact. De județ? Serios? Ce vorbești? Păi cât are 70.000 de locuitori? Nu sunt orașe mai mari? Crezi că vin așa neanunțat pe chestia asta? Da. Eu îți arăt părți din viața ta, unghiuri pe care niciodată nu le-ai întrezărit. Ce tare la noi. La ceai Hunedoara. Rece sau cald? Cald. Peleș sau Castelul Corvinilor? Castelul Corvinilor. Tudor Chirilă sau Tudor Gheorghe? Tudor Chirilă. Îmi pare asta poate asta va fi așa. Tăiat la montaj. Nu, la noi nu montează. Da, chiar am uitat să întreb dacă la podcast la Horia Brenciu e voie să-mi placă Tudor Chirilă. Da, pe asta o pun în trailer ca să știe lumea. Dar n-am primit răspunsul. Da, e voie să-mi placă de Tudor Chirilă. E voie să... Te rog frumos, da. Tudor Chirilă, ai o declarație de dragoste de la fana ta. Nu este de dragoste, e o declarație de admirație. Așa. Ce este el. Fii atent aici ce întrebare spune. De dragoste îi face Iulia, nu eu. Așa. Profesoara ta de franceză din liceu se numea? Eva Schilling. Bravo. N-am cum păstrăm legătura. Nu cred. Cum să nu? Păstrați legătura? Doamne, bineînțeles, vorbim în permanență. Mi-a fost ca a doua mamă pentru mine. E un om extrem de important în viața mea. Mi-a schimbat destinul. Este omul... Alma o știe? Da, o știe. A, mergem când mergem la Hunedoara, are o casă foarte drăguță, mergem în curte, ne pregătește prăjituri, ne pregătea la noi acolo, cafea, prăjituri. Nu știu, locul în care mi-ar fi plăcut să stau. Este o femeie de o frumusețe din toate punctele de vedere, ceva rar întâlnit. Ultima întrebare pe care trebuie să o știi, pentru că te vizează direct și personal. De fiecare dată când vizitezi pentru prima dată un oraș, primul drum este la? Primul drum? Da. Pe străzi. Îți dau răspunsul, da? Tu zici, da! Da, vezi că am semne. Repet întrebarea. Da. Repet întrebarea. De fiecare dată când vizitezi pentru prima dată un oraș, ăsta, internațional, primul drum este la? Nu pot să spun unde, că te prinzi imediat. Da. Deci când declar ceva... Trebuie să mă țin de treaba aia. Îți iei notițele cu tine, da. Și articolul cu, da. Tine. Și de fiecare dată faci așa. Nu m-am pus. Da. Da, să știi că uneori ziariștii mai și bagă de la nu, ei. Nu, asta deci... e imposibil. Asta e de la tine. Eu simt că e de da, la mine. Da, da, da. La piață. Nu. Hai zi, ai trei variante. Hai că sunt generos. Nu, sună așa foarte măreț. Primul drum. Da, 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 primul drum. Prima dată unde te duci? După și ce m-am cazat, Alma vrea să facă același lucru, că ai învățat-o. Înțelegi ce ți-am... Alma vrea înghețată oriunde ne-am duce. Păi da, dar înghețată oriunde să mănânce. Dacă spun cu primul cuvânt, tu poți să-l continui. Da. Muzeul? De artă contemporană. Nu e primul drum. Da, unde e primul drum? Nu știu, sună așa foarte... Într-adevăr, în orice oraș mergem la Muzeul de Artă Contemporană. Nu pot să zic că e primul drum. Totuși, în orașele cu plajă, primul drum e la plajă. Ne ducem și la muzeu. Să se rectifice această declarație. După ce te duci... Că nu sunt această țăcănită care oriunde merge... Dom'le, copilul vrea... mergem la plajă. Nu, dragă, noi trebuie să mergem la Muzeul de Artă Contemporană. N-am zis prostia asta da, niciodată. Dragă, de fiecare dată când vizitezi pentru prima dată un oraș și ai fost să te cazezi și, bineînțeles, ai colindat plaja da, care te atrage în mod... Ai fost la piață. Ai fost la piață și ți-ai făcut cumpărăturile. Da. După aceea
primul drum după toate astea este la... La Muzeul de Artă Contemporană. Iată că s-a întâmplat și chestia asta. Nu, doamnelor, domnilor, să nu credeți asta despre mine. Deci nu. Era cu atâta convingere spus în articolul respectiv. Și, și tu chiar te-ai gândit. Deci asta, nebuna, da, asta vine să cazează. Pentru că te-ai dus cu Paula Herlo, da, cu copiii, da, v-ați dus la... Muzeul de Artă Contemporană, normal, dar facem asta și la Muzeul de Artă Recentă mergem în București. Și am fost, uite, în Sevilla, e super Muzeul de Artă Contemporană, este într-o fostă mănăstire. Eu mă duc la Muzeul de Artă Contemporană și că atrage, în general, în marile orașe, hipsterimea. În jurul muzeelor de artă contemporană sunt tot felul de terase, tot felul de locuri foarte cool, unde se duc oamenii mai tineri, mai... și... Uite, în Buenos Aires, la Muzeul de Artă Contemporană, nu e doar pentru a vedea operele, dar ai cinematograf și ai foarte multe lucruri care se întâmplă pentru lumea asta care îmi place mie un pic mai mult, mai artistică, așa. Dar sunt aia care de jur împrejur vin și cu skate-urile, fac graffiti-uri. E... De ce se duce interesant la Muzeul de Artă Contemporană? Pentru că e o cafenea lângă. Da, aia zic, da. Îmi amintesc, uite, îmi amintesc în Barcelona că am băut primul vermut la Muzeul de Artă Contemporană. Știi că la ei e una din băuturile tradiționale, au un vermut din ăsta. La Muzeul de Artă Contemporană mi s-a întâmplat. Da. O să bei prima dată. Sunt convins că nu ai băut până acum. Ceva de la Domeniile Cuza. Acesta este un vin alb. Da, mulțumesc. Vine și paharul aferent cu el odată. Este un Chardonnay Barrique. Chardonnay Barrique. Raseiat. Chardonnay Barrique. Ăsta este Merci pentru tine. Merci beaucoup. C'est très gentil. Ești o drăguță. Mulțumesc. Ești... Mulțumesc. Arată foarte bine. Mă bucur și eu, pot să-l pui lângă tine jos, nu e o problemă. Ai acolo lângă... Lângă perfect, flori. Lângă flori și lângă așa. Asta înseamnă că s-a terminat, nu? Mai e puțin, mai e un pic până la Marele Afric. Unde îți îndrepți pașii la următoarea vacanță? O să asculți pe Alma cu Africa? Deocamdată o să mergem în vacanța asta mai scurtă la Praga, unde n-am ajuns cu ea. E vacanța asta de sfârșit. Dar tu ai mai fost la Praga? Da, am mai fost la Praga, dar n-am fost cu Alma și mi se pare că în toate locurile e mult mai interesant când văd cu ea. Da, vreau să mergem în Africa, vreau să merg la Veneția cu ea. Vreau să vadă lumea. Niște șervețele pentru tine, pentru că... În Asia, doamne, sunt atâtea locuri care ne așteaptă. Și desigur voi merge la Muzeul de Artă Contemporană în Kenya sau... Și probabil, dragii mei, la spectacolele de la Sala Palatului o veți vedea printre rânduri mijind așa după un scaun pe Amalia, întrebând... Nu, că îmi iau loc, nu așa, îmi iau bilet frumos, civilizat, cu loc acolo. Cum îți închei tu știrile de noapte? O noapte frumoasă, le zic, chiar dacă e foarte târziu. Nu, o noapte frumoasă zice, și asta. Și Cristi zice, toate bune. Deci am aflat astăzi foarte multe lucruri. Da, de pildă, cum zicem, la revedere. Da, dar vis-a-vis de colegii tăi... Și chiar mă bucur că am făcut acest drum al știrilor. Practic azi mi-ai dat niște știri, știi? Cred că a fost cel mai plăcut de știri pe care le-ai dat vreodată. Am mai avut momente, să știi. Vreau să te întreb o chestie care îmi stă pe creier. De-a lungul ultimilor zeci de ani, uitându-mă la televizor, am văzut prezentatori rămânând impasibili, calmi, reci, poate câteodată, după ce a survenit o știre care pe tine, ca telespectator, te-a făcut să plângi. Cum faci tu față unei pe post. Pe bune? De mai multe ori. Pe bune? Da. Care cel mai tare, cred că cel mai tare și chiar n-am putut să mă abțin, a fost când a murit un coleg al nostru. Când Gabriel Crețean a murit, era... dintre cei mai vechi operatori, cu toții ne începuserăm meseria cu el, era operatorul nostru de război și n-am putut să o duc până la capăt, să dau știrea asta despre el și țin minte mesajul pe care mi l-a dat Andreea, care bineînțeles a plâns și ea acasă, văzând asta, toată lumea din interior și
fusese, ca de obicei, o zi cu multe evenimente și atunci n-a fost o știre, a fost un VO. VO e când facem cea mai scurt. Și ții minte că mi-a scris Andreea, asta rămâne din noi toți, cel mult o știre, cel mai probabil un VO. Mm-hmm. Frumos. Da. Și n-a fost singura dată. Da, plâng mult la știrile cu copii. Și la cele de neputință, când un copil n-a ajuns să fie salvat pentru că nu s-au semnat niște acte, când, da, toate astea e foarte greu să... La știrile în care se aud strigăte de ajutor, cum a fost cazul de la Caracal cu fata aia, știi, când auzi oamenii strigând după ajutor, adică e o neputință care depășește imparțialitatea asta. Pentru că s-au adunat atâția zeci de ani ca experiență la știri, cum vor arăta știrile viitorului? Ți-ai pus vreodată problema asta? Păi, probabil că vine inteligența artificială și simplifică unele părți. Există deja, am făcut un exercițiu la un moment dat, știi că există pe acest ChatGPT, poți să afli informații despre tine. Cred că vor fi niște voci perfecte, niște fizionomii perfecte care să... Crezi? Spună. Da, cred că în prezentarea de știri, dar sunt multe altele unde nu putem fi înlocuiți, adică nu fac o grijă legată de asta, dar cred că va exista foarte mult tendința să punem pe cineva perfect. Pe umanitatea pe locul 2 și perfecțiunea pe locul 1. Da, da. E mai simplu. Da, nu greșește, dar, nu obosește. Da, dar, uite, emoția. Atunci o să lipsească băbuța care ți-a strâns mâna și te-a întrebat cât e prețul la pui. Vor lipsi foarte multe. Eu nu cred că roboții ne vor lua locul. Chiar nu cred asta. Cred că întotdeauna omenirea a evoluat, a știut să-și găsească formele de supraviețuire, dar cred că vor fi... Uite, dacă ți-ar fi spus cineva în urmă cu niște ani că nu vei mai avea casier... Casier? Casier la magazin. N-ai fi crezut nici asta. Deja... lucrul ăsta se întâmplă, știi? Uite, mie îmi place să vorbesc. Mie nu-mi place să mă duc la casele alea automate, pentru că mie îmi place, nu știu, cumpăr din jocuri la mine în cartier, le știu pe doamne. Nu mă omor. Adică tot entuziasmul ăsta cu care se anunță aceste progrese tehnologice nu mă entuziasmează întotdeauna, pentru că eu sunt această fire. Adică îmi place să trăiesc, să vorbesc cu oamenii. În timpul pionieratului, tu ce ai fost ai fost comandant de unitate? Bineînțeles, eram cea mai bună din școală, aveam cele mai bune note. Bravo, din școală. Bravo tot. Normal și la că am fost comandant. În clasa 6 am fost comandant de unitate. Zim ce eram eu. Comandant de unitate. Nu. Ai zis adinaur. Ce-am zis? Casier. Casier? Cum casier? Am trecut prin două funcții. Așa. Prima a fost dată trompetist, pentru că așa cerea partidul că... Era unul Dar casier la ce? Că nu... Se strângeau bani și tot felul de lucruri pentru sală, pentru clasă, pentru habar n-am. Fondul clasei. Păreai responsabil de atunci. Ai grijă, corect. Nu că oricine pui casier. Am avut o slujbă în cadrul colectivului care s-a desființat ulterior. Asta tragedia mea. Mie, comandant de unitate, îmi plăcea că veneau și îmi dădeau raportul de la clase, comandanții de detașament. Mai ții de ce culoare era tresa? Bineînțeles, albastră. Am muncit pentru ea, am pornit de la galben, roșu, am ajuns la albastru. Dar era strict pe cine învață cel mai bine, adică nu erau alte calități. Da, acolo da. Doamne, ce vreau un nebun am trecut. Da. Dar, da. Ia partea bună. Suntem cei care au trăit un mileniu. Da. Trecând dincolo de pe mine m-a distrat când la Europa Liberă se anunța sloganul lui André Malraux, secolul 21 va fi religios sau nu va fi deloc. Și de fiecare dată ziceam, interesant secolul ăsta 21. Și când am intrat în el, e un haos spiritual formidabil. Da, se vede asta, dar sunt și multe căutări. Nu știu dacă vezi toate căutările astea. Oamenii tocmai că nu mai au direcția asta foarte clară spirituală. Ai văzut, caută în toate religiile lumii, în toate practicile. E
E de o căutare sau? Asta. Păi cam... avem nevoie de asta. Dar totuși, uite, trăim în secolul în care tu mi-ai numărat pașii. În care habar nu aveam să spun câți pași am făcut spre emisiune și mă bucur că am ieșit cu bine la testul ăsta. Da. Nu știi, tu, uite, la prima oră 3000 de pași. Sunt bine. Doamne ferește! Da. Ce știi cu... piesa de... cum începe cerul? Pașii tăi, nu mai țin minte. Mă bate botul dacă nu știu piesa asta. Bine, mai e și cu My Boots Are Made For Walking. Da. Nici Bodo, nici altă piesă nu vom cânta acum decât aceasta. Aoleu, iară trebuie să cânt. Asta e piesa care am crezut că doar trebuie să mănânc la această emisiune. Eu așa am înțeles, eu de asta am venit. Ai trecut prin mai multe experiențe astăzi, de la paharul de vin spumant până la... N-ai pus mâna pe usturoi. E piesa ta foarte frumoasă, nu pot eu să recit și tu să-ți o cânti? E exact ceea ce vreau să spun. Da? Uite ce idee bună. Vezi ce înseamnă inițiativa? Știi că există probabil, cred cu siguranță există probabil colegele de-ale tale care zic: a, nu mă duc la Horia. De ce? Mă pun să cânt. Abia așteptam să vin la tine la emisiune. Ce dacă nu sunt talentată? Vedeți, fetelor? Așa trebuie... Bine, din când în când să vă mai întâlniți cu vedete de-astea internaționale. Dar colegele mele și cântă. Andreea cântă frumos. Da, pe Andreea am descoperit-o cu mulți ani. Andreea Marinescu. Diana Andreea Marinescu Enache. Cântă? Da, cântă. Mai frumos decât mine, asta e clar. Diana? Diana are vocea, cea mai reușită voce a fost când am făcut corect, împreună și ascultă foarte multă muzică. Și Busu cântă foarte bine. Da, și Neti, și... Da. Dar Neti... Leonte și Paula. Băi, frate. Și Paula cântă. A cântat cu Andra. Ce a cântat pe scenă? O piesă. La concertul Andrei, Paula. Dar Leo încă nu. Ei au cele mai frumoase voci dintre colegii mei. România te iubesc. Acolo vei găsi vocile, vocea României la România te iubesc. Știi că am făcut un spectacol odată cu vreo 13 ani în urmă și deja România te iubesc era pe post și am dat telefon la pro. Nu vă supărați, pot să intitulez spectacolul meu România te iubesc? Băi, poți să găsești alt titlu? Sigur că da. Și am zis România te ador. Frumos. Îți mulțumesc foarte tare pentru o vizită. Și eu îți mulțumesc foarte mult, m-am simțit super bine. Îți spun o stropel pentru acasă? Da. Iubire, împachetează-o stropelul și parizerul? Da. Alma, când am mâncat ultima dată parizer? Nu prea. Și pune-le la rece, nu prea a servit. Criogenează-le și peste 20 de ani îi dai almei, da? Te rog frumos. Nu, că eu îi dau, dar nu mănâncă. Nu se pun până gura pe mezeluri, neam. E cum eram eu când eram mică. Da. Hai de capul meu. Începem să cântăm. Adică mi se pare de fiecare dată când urc în punctul ăsta că abia începe distracția. Și acum ne-am încălzit și acum începe distracția. Și distracția începe așa. Lucruri simple sunt de ajuns. Nu-mi doresc nimic în plus. Vreau și mâine același cer senin. Inima să-mi fie așa, așa, ca un fulg în palma ta. Pentru mine n-ar fi prea puțin. Deci te faci actriță tu. Când o să crezi mare. Las că nu caut cuvinte greu de înțeles. Nici multe motive ca să iubesc. Ca să iubesc. Asta e refrenul, fie aici. Orice vise aș avea, ușor. Lucruri simple voi păstra. Cer albastru eu și tu. Exact. Din nou ușor. Mie de ajuns doar muzica. Mie de ajuns privirea ta.
lucruri simple voi păstra. La pian a fost astăzi foarte prezent, Marius, foarte bine. Ai fost plin de... Trebuia să compenseze, vină, nu? Trebuia să compenseze totuși. Uite, să știi că dacă vrei să fii prieten, îi spui Amalia Somalia, îi place la nebunie. Amelie. Amelie. A fost, a fost senz... Cei doi Andrei, Andrei și Andreea, sunt acolo rupți de realitate. Sunt curios cum vor arăta știrile de, la, de noapte. A, tu, tu te duci la noapte acum. Da. La știri la noapte da, acum. Da, bineînțeles. N-am lipsit. Auzi, dar când apar la... Faci... Te-a rugat cineva să-i faci cu semn? De foarte multe ori. Nu fac cu ochiul, dar pot la final, după ce n-am la revedere, pot să-mi dau părul așa la o parte sau pot să fac un gest cu mâna în păr, ceva. Așa, prin absurd. Ce-i face pentru mine special? Un gest pe care nu l-ai făcut niciodată. Și că știre? Noapte bună, noapte bună. Noapte frumoasă. O noapte frumoasă. O noapte bună, nu frumoasă. Nu, o noapte frumoasă. O noapte frumoasă, o noapte la naibă de viață. Da. Perfect. Fă o surpriză. Cică, o noapte frumoasă. Dar ce-i dragă? Eh, pentru Brăciu, nu știu. Da. Ce-i dragă? De o, o noapte frumoasă. O noapte. O noapte furtunoasă. Încep tu acum. Mie îmi place orice zi. Perfect. Care mi-ar putea zâmbi. Când? Dimineața de lângă, dimineața de lângă perna ta. Zi tu cum e bine asta. Dimineața lângă perna ta, cum vrei tu, spui eu. Numai că vine eu acum și spun. Îmi place tu așa cum ești, când mă cer și când mă ier și speranța că nu te vei schimba. Nu, nu caut. Nu caut mistere să le desleg. Nu. Nici după chimere nu vreau să alerg. Refren. Orice viste aș avea, lucruri simple voi păstra. Cer albastru Amalia, America, Asia. Mie de ajuns doar muzica, mie de ajuns privirea ta. Lucruri simple, lucruri simple voi păstra. Și aruncă foile. Nu fac eu mizerie. Ultima, atenție, asta trebuie să faci. Na 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 na. Na 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 na. Nu uitați Electric Castle la anul viitor, Amalia acolo. Na na. Și nu uitați Latif, Amalia va fi acolo. Și încă o dată. Na 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 na. Știi că îți dau na na. Știi chiar așa că îți dau na 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 na. Na 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 na. Na, na, na. Dar ce cânt eu pe acasă în ultima vreme, știți? A fost odată un capitan pe nume Willy Willerman. El măr și oceane naviga, ce cântă fiică mea. Cu corabia. There once was a ship that went to sea. Na, 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 da, 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 asta e irlandeză. Asta o cântă Alma și, și, în română, și, în, și în română și în engleză, da. Nu, ai, ai cum vreau vreo filmare, vreo audio în... în... Da. Audio ai? Da. Extraordinar. Am. Da. Cântată de Alma. Nu, dar ba da, o am, dar trebuie să caut foarte mult în, a fost în tabără și acolo am învățat-o cu corul, cu cântau mai mulți. Dar cum da. A fost odată un capitan pe nume Willy Willerman. El măr și oceane naviga cu corabia. Hei! Hei! Și un pirat neîncetat. Ea o știe toată. Uite, îți trimit o filmare cu ea. Ce tare! Hai, băieți, pe punte acum răsună salvele de tun. Strigați în cor, ahoi. Deci eu cred că știi, asta o cânta, asta o cânta. Au făcut tot felul pe TikTok, au fost asta foarte mult, de acolo au luat-o. Și ții minte că nu Ryan Gosling, Ryan ălălalt. Tu știi. Desigur. Ryan ăla cu echipa de fotbal, cu Wrexham. Asta că a băgat, cu echipa de fotbal, chiar nu știu. Nu, soțul Black
Lively. Da, nu știu, nu știu. Ryan. Ryan, cum îl cheamă pe ăla? Ryan? Reynolds. Reynolds. Hm? Nu știu. Și ți-mi minte că el a avut, avea o, o cu Hugh Jackman, avea el o, 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 o altercație regizată cu Hugh Jackman și de fiecare dată se blamau unul pe altul și se împungeau. Și știi ce mai cânta Alma foarte mult prin casă? I got the eye of a tiger, Katy Perry. Da. Roar, îi place să zic, roar. Păi da, dacă, și că dacă unchiul și Orlando, ce se cânte ea? I got the eye of a tiger. Da, interesantă Katy Perry. Da. Dar știi că, e interesant așa și că... Dar știi că s-a luptat mult până să, până să aibă succes. Păi da. Ce? O știu eu. Ce? Amélie Poulain. E una din coloanele sonore cele mai frumoase din lumea asta. Da, am știut. Când aveți timp liber, când aveți timp liber, vizitați Muzeul de Altă Contemporană. În alte... Și la noi? Se poate și la noi, da. Și sunt cafenele în jur? Era sus una, de unde vezi casa. Acum vezi asta, Catedrala Mântuirii Neamului, da, de acolo, de pe terasă. Dar pe vremuri aveam niște petreceri grozave, Rock Collectiv se numeau, pe terasă la MNAC. Sunt expoziții foarte interesante. Există una la etajul 2, pe care o recomand. Au scos din depozite opere care erau ținute în depozite de 34 de ani, probabil, de la Revoluție, și le-au pus, le-au expus în felul în care erau ele uitate în depozite, și anume în cuști. Și e o senzație din asta. Da, de... da. E și artă comunistă, dar, dar nu numai. Ultima întrebare după ce s-a terminat podcastul. Podcastul l-am cunoscut și pe Adrian Ghenie, că m-a întrebat de celebrități. Da? Care este următoarea vedetă care îi vei lua interviu? Există două variante pe care le intuiesc eu. Una este Brad Pitt sau Tom Cruise, pe care dintre ei? Stai că îți spun imediat, în dată, pentru că este greu. Ați venit ok-ul, deci. Mi-a venit ok-ul și în 20 octombrie fac interviul. Sunt curios. E pe la Le Film de Ocana Bucarest, e actrița și regizoarea Maiwenn Lebesco. Maiwenn. A avut un film foarte controversat la Cannes, vine în România, să mă documentez. Mai când ai început cu May, zic Mayweather, vine acum și... Ce frumos, mulțumesc da, pentru da, asta. E Marius, aici chiar mai uns da. Pe suflet. Dar până vine May Lobesco și așa și Mayweather, vezi că e unul cu My Way. Da. Am făcut story despre, de mult despre Iliana Stase, melodia lui preferată. Am pus, când ne plimbam noi pe Champs-Élysées și așa, am pus pe tot reportajul melodia asta. A cântat și el, My Way. Da, el a cântat My Way, știi că a venit, s-a mascat la Masked Singer, acum 2 ani de zile. Și tot asta a cântat? Da, a cântat My Way. E melodia lui preferată. Și era într-o bufniță enormă și nu știam cine e. Da. Și... Îți recomand documentarul care va fi lansat, eu l-am văzut la TIFF despre el, este absolut excepțional. O să înțelegi dimensiunea acestui personaj, Ilie Năstase. Da, îți dai seama că eu, preferând sportul ăsta, tenisul, eu sunt obsedat de toți care au trecut. Și când ești numărul unu mondial, atunci, mai ales ca bărbat, atunci cu siguranță ai deja un... personaj cu totuși, cu totul. Da. Mai trebuie să facem niște poze. Fostul meu soț, eu despre el vorbesc acum, nu? Ilie Năstase. Da, va trebui să semnezi un... un acord un, de... Nu, un acord. O să dai un autograf. Pe sticlă. Pe sticlă. Da. O să-l trimitem la Muzeul de Artă Contemporană. Și au scos expoziția cu fluturi. A fost un etaj decorat cu fluturi negre. Așa, peste tot mii de fluturi. Aici, la noi, în România. Dar e brâncuș la Timișoara până în ianuarie 2024. Da, am văzut multe poze. Deci ăsta e suflet. Da. Ama Alma. Când eram însărcinată, eram tot în America de Sud și abia acolo îmi făcusem testul de sarcină și aflasem că sunt însărcinată. Eu făceam fotografii cu un aparat foto atunci, nu cu telefonul. Un tip de genul ăsta.
Una de genul ăsta, așa. Da, totuși digital era, dar cum făceam? Digital. Da. Ah, ok, nu era. Și când m-am uitat pe fotografii, după aia am văzut că în fiecare zi fotografiasem ceva în care apărea cuvântul Alma. Un magazin, în America de Sud n-aia, suflet, deci era, dar nu știu, eram foarte fascinată de asta și acesta era un motto scris cum e la noi, cel cu privește cerul, știi, un graffiti în mai multe locuri și înseamnă iubirea, că e o prescurtare de la amor, eliberează sufletul. Și mie mi se mai spune amă de către oameni. Și eu atunci am știut că va fi numele fetei mele. Semnează aici, zia Amalia Năstase. Năstase. Fermecați de papanași. Da. Mi-ai mâncat toți papanașii. Și fără papanași. Ah, și vreau să te întreb de Crăciun. Da? Știi de Crăciun la tine? Tu ai niște invitați, mulți, pentru că ai nășit mulți copii. Da. Și pe toți ei... Tot nu, că cât sunteți la masă? Păi, acum depinde care pot să vină. Dar unii sunt la Odor Heusecuiesc, alții s-au mutat la Breaza, dar eu am 5 fiini și acum s-a născut al 6-lea și o să fac botezul. Și cu toți am relații. Cea mai mare fiina mea are 17 ani. Ma. Ce aventură! La Electric Castle am fost cu fiina mea de 17 ani. Ah, vă vine, n-ai putut să mă iei, da? Eu trebuie să-ți devin fiind ca să mă iei la Electric Castle.